E treaba Să fim bună, în te uiți. cadru. Vreau o bătaie de palme, să am simt cu asta. Și o să fie pe YouTube. Ai dat drumul? Uite-ne, dă-ne like. Dă-ne like. Love, 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 direct. Love. Pac. Gata. Toți oameni dacă se aude ok. Da, ai scris ceva aici? Ce scrie? Suntem live alături de Alex Seremet sau Șeremet? Șeremet. Șeremet, întotdeauna. Șeremet. Și ce? Stai că n-am văzut. Mamă, mi se vede capul ăștia, mă. Vai, ce, cum se vede? Despre mașini noi și mașini second hand. Bun. Și zici tu că vedem comenturile? Nu, cred că trebuie să da, fac uite. Așa. Se aude, like. Da. Gata, uite așa trebuie să stăm ca să vedem țiplă comenturile. Aici la redacția BMW România, să nu mai zic Bavaria, că zboară, știi, directa. Cu Alex Șeremet, omul de la... De la automobil. Păi nu, mă, nu. Am vrut să zic de la marketing, dar nu ești marketing, nu? Sunt PR. PR. Am greșit mult în viață. Ai greșit, nu? Da. Viața e greu la BMW? Nu. Nu. Este frumos. Să avem. Avem. Cai de BMW sunt cai de BMW. Sunt alții decât cai altor mărci. Nu discutăm de concurență, că n-avem de ce. Discutăm de mașini noi și mașini second hand. Probabil oamenii vor să știe cât mai multe lucruri. Nu știu de ce discutăm asta cu tine. Parcă ai fi un specialist în mașini second hand, dar... Din subiectul ăsta o dăm în rally, în experiențele tale, în evenimentele BMW, în... Ce vrei voi? În ce vrei tu? Și nu, în ce vor nu, oamenii? Nu cred că avem atâta lărgime de bandă să povestim tot ce vrem. Să știi că pe mine la live mă întrerupe la o oră, automat. Pe Facebook? Nu știu dacă și pe Facebook, și pe Instagram. Pe Facebook, și ne lasă mai mult de oră? O să aflăm. Dacă să avem aflăm. Timp și aveți avem întrebări lucruri. Și aveți întrebări da. Pentru Alex... Nu de genul cum poți să te angajezi la BMW? Putem să răspundem și la astea. Nu facem angajări pe moment, și este simplu, nu se poate. E și eu m-am întrebat multă vreme cum se poate. Că... Cum se poate să nu se angajeze? Că oamenii nu mai pleacă de aici. E atât de bine încât nu mai pleci de aici. Bun. E senzațional. Bun. Bun. Hai să discutăm de mașini noi și mașini second hand. Tu ți-ai luat mașină nouă sau mașină second hand? Second hand. Second hand. Da, e perfect normal. Bine, prima, când mi-ai zis că vrei să facem, sau Marius, nu mai știu cine, Marius mi-a zis, că prima dată m-am întrebat, mi-am zis că ați rămas fără oameni și sunteți disperați. Și a doua oară, ce dracu vă zic eu despre mașină? Poți să da. Zic cu dracu? Da, poți să zici cu pula. Am înțeles. Deci nu e panică. Ce pula mea vă zic eu despre mașini second hand versus mașini noi? Da, mă, nu, noi discutăm și cu tine. Și am pregătit un discurs. O? Discurs. Faza care este? Atenție, discurs. Oamenii știu, prietenii mei știu că eu lucrez la o marcă auto și primesc foarte des întrebarea aia. Frate, vreau și eu să-mi iau o mașină, ce îmi recomanzi? Așa este, cred că și tu ai răspuns. Da. Și asta e toată întrebarea. Nu aș avea atâția bani. Fac atâția kilometri, vreau să mă duc la munte, vreau, am 7 copii, nu am, am 3 amante, în sfârșit. Exact. Contează mai mult. Și am... Ce mașină? Una, zi-mi una tare. Bugatti Veyron, nu? Zi-mi una tare. Bugatti Veyron. Păi, corect, corect. Da, și nu, adică corect. Nu glumesc, exact conversații de-astea am. Și foarte repede am ajuns la concluzia că cel mai bun răspuns e ce mașină îți place. Păi, mi-ar plăcea o Skoda Octavia. E tare, mă, ia-ți. Aia e cea mai, cum adică aia e cea mai bună? Dacă ție îți place, aia e cea mai bună. Corect. Și, bine, eu nu sunt vânzător. De mașini da, și da, am permit luxul ăsta. Lucrezi în domeniul și... de foarte mult timp și da, ai mai adică prins lucruri fără să vrei. Eu nu trebuie să împing lucrul asta, știi? Și eu asta le spun oamenilor. Cea mai bună mașină e aia care îți place. Dacă ți-ți place un second hand, ia-ți un second hand. Dacă ți-ți place o mașină nouă, ia-ți o mașină nouă. Adică eu cred că există un public, o piață pentru mașini noi. Cu siguranță. Și există și e foarte greu ăla care este chitit pe second să se mute pe mașină nouă și invers. Eu le văd așa. Eu zic așa, un om care vrea să-și cumpere sau un om care își cumpără o mașină nouă și o cumpără plătind mai mulți bani la început și având un confort pe o perioadă mai lungă de timp,
fără să aibă surprize de rămas în drum, de stricat nu știu ce, de mers la service, de certat cu mecanicul și așa mai departe. Cei care aleg varianta second hand-ului plătesc o sumă mai mică la început pe o mașină și investesc în timp, în ea. Și își asumă și problemele cu care vin mașinile second hand. E o chestie de risc. Adică dacă nu vreau riscul se plătește la bursă și riscul întotdeauna se plătește. E ca o asigurare casco pe care ți-o faci ca să dormi niște noapte. Bă, dacă trece trenul peste mașină, eu mâine mi-au alta nouă, mai plătesc o diferență. Mai... Bine, și mai e și chestia aia că la o mașină nouă îmi fac cum vreau eu. Din Germania, kilometri puțin, te pup. E mizerie treaba aia cu toate mașinile noi, papă, ulei. Cea mai bună mașină aia pe care ți-o permiți din Germania, kilometri, te pup, Daniel. Salut, Gabi. Dacă e mizerie treaba cu toate mașinile noi, consumă ulei. Nu, adică nu consumă ulei. Nu trebuie să consume ulei mașinile noi. Da, nu avem în funcție de motorizări, asta... probabil sunt anumiți producători care în carte, eu spun de Volkswagen, că de acolo știu și de acolo vorbesc, în carte, producătorul Volkswagen la anumite motorizări spune că e permis și este normal să se consume o cantitate de ulei. Acum, pentru fiecare motorizare. Ca să o trag pe, deși am tricou cu Skoda aici, să zic de BMW, da. Ce e foarte mișto la BMW este chestia asta că noi nu avem un interval fix de service. Există în funcție de cum se utilizează mașina. Exact. Corect. Și, într-adevăr, poate să fie nevoie să schimbi uleiul mai des dacă se simte asta, inclusiv mașina spune schimbă uleiul mai des dacă mergi foarte sportiv. Dacă da, mergi normal. Adică, în funcție de condițiile de exploatare, da. E normal. Acum la mașinile noi, că nu, BMW-ul n-avea asta în 98, nici în 2005, nici, nu știu, nu cred că avea. Are cred că de prin 2000 cel puțin. Din 2000? Cel puțin din 2000. Serios? Băi, vezi mă dacă n-au un BMW? Nu știu. Na. Să mai luăm mașini de la băieții ăștia, să mai învățăm lucruri. Bun, asta cu partea de interval de service, de mașină de firmă, ce spune, sunt bune? cele mai bune, cu car de combustibil, cu tot ce vrei, fără probleme. Și pe off-road merg cel mai bine mașinile de firmă, asta e un lucru dovedit. Clar. Sau mașinile de test, din păcate. Da, absolut, atunci când mașina nu e a ta, nu te mai doare sufletul. Și mașinile de test, ce să zic, eu am și condus multe mașini de test drive când lucram și am și mers cu multe persoane în test drive, sunt cele mai chinuite. Da. Și din punctul meu de vedere, sunt o foarte bună reclamă a mărcii respective. Dacă tu îmi dai o mașină de test drive care are, nu știu, 30.000 de kilometri, dau un exemplu, și eu sunt un om cu capul pe umeri, zic, bă frate, asta e o mașină care a mers într-un regim de 10.000 de șoferi, știi? Și buni, și răi, și oameni care au dat în gropi, oameni care au avut grijă, oameni și mașina rezistă, înseamnă că e ok. Eu cred că e chestia asta. Oamenii, din păcate, când se trezesc că nu e bunul lor, nu-l mai apreciază la adevărata valoare. Cu siguranță că nu. Și atunci a zis, stai mă, că am luat-o pe asta, eu să văd eu ce poate, cum fac. Cu a mea nu o să fac niciodată așa. Aveam, referitor la test drive, aveam clienți care vreau să meargă cu GTI, că știi, Golf 5, GTI. Test drive și făceau test drive cu mașina și schimbau la 3500 de ture și spuneau că se strică motorul dacă schimbă la 6000. Și spuneam că nu e corect și că nu au de ce să-și cumpere mașina asta pentru că acum, iar dacă zic iar la modelele noi îți arată cât folosești din puterea motorului, o să zici nu, că BMW avea din 93 și mă arunc pe un geam de ăsta, înțelegi? Da, unde se gândește el? 2011, cred. Ți rage o roată la aia de firmă, da, că n-are autoblocant. Bun, și asta spun, că oamenii își cumpără mașini cu puteri mult mai mari decât au nevoie sau decât folosesc zilnic, iar chestia asta cu puterea arătată în mod real în timp ce folosești mașina mi se pare foarte tare, că o să-ți dai seama că mergi cu 45 de cai. Avea dat ce 1300, zi-mi că ți-ai zis că vorbești mult. Haide. Rolls-Royce a avut prima dată chestia asta. Rolls-Royce nu are turometru, are Power Reserve. Și Power Reserve când pornește 100% și pe măsură ce accelerezi, se taie din Power Reserve. Mi se pare o informație bună. Dacă ai ieșit în depășire, vezi că îți vine un tir. Power Reserve. Cât mai am, mă, cum intre la pedală? Ia să văd de ce scrie aici. Pa, mai am un sfert. Hai că-i trag. Hai că depășim, ești de bun, nu e panică. Băi, nu știu, n-aveam de unde să știu informația asta pentru că nu am vrut să-mi iau un Rolls niciodată. Și nici eu vreau, dar nu asta, cred că o să permit nu o să apuc să mă gândesc vreodată. Cum ar fi oare să-ți comanzi un Rolls?
Să-și băzi la birou, băi, mă sună ăia, am vorbit cu ei, le-am dat mail și au zis, bă, trebuie să fii aici, să-ți alegi, așa să-i... Nu e tot... la Rolls-Royce, da, nu există listă de prețuri. Da. Adică există, adică după față. Fac, știi cum bancul cu comunism în Elveția? La tine e 500 de mii mașina, știi ce nu. Zic? La... Zi bancul! Se poate face comunism în Elveția, dar ar fi păcat. Așa și la... Că poți să... Există listă de prețuri la Rolls-Royce, da, dar e păcat să ți iei după din listă. Da, n-are rost, e ca un S-Class Chel, de exemplu. S-Class un Rolls-Royce pe care ți-l personalizezi și ai la Rolls-Royce nu mai e discuția are CD sau navigație. La Rolls-Royce se pune discuția ce fel de piele îmi pun. Adică poți să vii cu mistrețul de acasă sau corect. Cu pielea lui bunica. Dacă ești... Da, 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 asta. Eu mă gândeam la nevastă, copacul. Dar tu cu bunica. Da, fiecare... Da, cu... fiecare... sau cu copacul. Adică ce am descoperit și am văzut într-un comunicat de presă și am verificat de două ori și în engleză și în germană, că nu venea să cred, piele de somon. Da. Este una din piele de struț, piele de iepure, crocodil, au, piatră. Noi vorbim de Rolls, că Rolls face parte din... Grupul BMW. Grupul BMW. Și atunci știu că există un nene care le pictează el manual, nu? Da. Dunga aia de la Rolls e trasă de el și ia niște sume. Am auzit... Poate știi tu de lucrurile astea. Tot se aud, se vehiculează sume. Domnule, fotograful de la Rolls câștigă 5 milioane de euro. Bă, nu știu, niște chestii de astea, dar nu știu. Adică știi tot felul, da. Cum e cu fotograf. Tot felul de mituri din astea, știi, niște sume din astea. Faza care este? Există o linie care se, într-adevăr, de fapt sunt două linii care sunt paralele pe toată lățimea mașinii de obicei. Și alea sunt trase de mână fără nicio riglă, fără de nimic. Cu... Da, am văzut. Da. Poți să faci chestii excentrice, dar sunt trase de mână și ceva de genul are nevoie undeva la 3-4 ore pentru fiecare parte a mașinii. Delicat, dar ce asta mi se pare genial, că omul nu are niciun n-are o linie, o ceva. Da, mă, dar nu simplu... pune scoci și trage și da, după aia scoci și rămâne linie. Și nu, dă din mână direct. Tot dă din mână. Și, într-adevăr, la Rolls-Royce există un singur băiat care face chestia asta. Are acum ce un ucenic. Ce să facă Rolls-Royce când... A. Are un ucenic. Deci a făcut un copil. Câte milioane vrei să faci un copil? Trăiți ar familia, n-avem cum să găsim. Trebuie să fie neam. Trebuie să fie din sânge. Și a făcut omul, s-a pus pe treabă. Din câte știu eu legenda, fisul sau fisa lucrează la Rolls-Royce, dar nu e la chestia asta. Da. Trebuie să ai și psihicul foarte liniștit. Sau ce faci? Ce, sau știi, să ai, câte linii ai tras azi? Trebuie să ai oricum la cap. În sfârșit, atâta timp... Da, faza care este, apropo de prețuri, asta mai e o legendă. De fapt, am mai povestit-o, dar niciodată nu au spus prețuri, că s-au trezit clienți în Orientul Mijlociu. De exemplu, eu am Rolls, dar nu mi-am comandat linia aia. Vreau linia. Linia. Să și vină linia la mine. Și l-au pus pe băiat în avion cu o găletușă de vopsea și vopsea. Nu pot să cred. S-a dus la ea acolo. Și nu au spus, au râs, au avut așa un zâmbet sadic aia de la Rolls când l-a costat. Când l-a costat. Mamă. Dar știi că așa vorbesc băieții. Cât de puternică e mașina? Suficient. Cât face 0-100? E sprinter. Corect. Da, nu, corect, nu e, corect, adică corect. Asta nu e, eu de asta sunt fascinat de Rolls-Royce, nu e o mașină, nu mai e mașină Rolls-Royce. E vapor. Și asta, de vapor e iaht, așa iaht, e. Da, da, da. Adică am văzut niște modele făcute la comandă și nu zic, la Rolls-Royce nu ce mai fac la comandă, vreau să fie așa albul. Bine, poți să fac orice culoare. Te duci cu soția. Eu nu i-aș lăsa soția, să fac orice culoare. Dacă vreau roz cu maro. Bine, de obicei aia sunt în Orientul Mijlociu și îmi stau în deșert acolo, nu se vede, e ok, probabil. Dar cum se face acum treaba? L-am văzut la un salon la Geneva, chestia asta, au zis, s-a dus unul, vreau să-mi faceți un Rolls-Royce pe tema Serenity. Și zis, ok. Și au făcut o chestie, un alb, mie asta îmi place, dacă îți descriu, este ultimul kitsch mașina. Este alb, cu mătase la verde înăuntru, cu un pom de cireș brodat în mătasea de tapiserie, cu flori înflorit și florile se scurg așa pe tapiserie și mătase verde așa. Este colosală mașina, dacă o vezi. Și chiar îți inspiră liniște. Cred, da. Și au stat niște designer, au stat de vorbă cu băiatul, au înțeles ce vrea. L-au pus în mașină, ia zi-mă. Și au început să-i fac. Nu, pe mine trebuia să mă pun acolo, știi? Ia zi-mă, te-ai liniștit? Lași pe cerebea să vorbească, știi? Am ce un rol, mă, data viitoare, să vedem. Să vedem. Ce zicem? Ce vorbe pe el? Ce vorbe pe aranjează ochelarii frumos, dă zoom, macheta din dreapta te-ar prinde, vine așa cu aliura aia vintage a ta, nu știu ce, asta e, dacă vorbiți de macheta asta, dar nu se... A, da, se vede, se vede. E macheta omului preferată, mașina lui preferată.
BMW 328 Roadster. I-am pus să-mi ridic la fileu să vă... Deci da, pot da, să vă normal. Povestește despre mașina asta. Vreo 4 live-uri de Instagram, ca să zic așa. N-au avut pe vremea aia, nu știau să facă o închizătoare la capotă și o închideau cu chingile alea de piele. Asta e versiunea de cursă. Da, este cu chingile de piele. A, e ușurată? Da. Adică, dar dacă vedeai închizătorile de la uși, arată ca o, ca o clanță de curte de, de ușă de curte de la noi, așa. Metalică, așa? Da, da, metalică și o cutie. Dar asta este mișto, mașina, pentru că cumva lumea știe că BMW e vechi, că a făcut ceva cu avioane la început, că e aia cu sigla, e o poveste acolo. Bă, oricum, dacă au învățat niște lucruri despre marcă, sper că asta știu. V-ați făcut treaba bine. Știu. E, și după aia... Știți, mă? Ia, ce știți bă, despre, știți despre BMW? Familia BMW că fuge? Ia uite, ia uite, cineva știe ceva. A funcționat, măi, mulțumesc, Lucian. Așa, deci știu că e ceva vechi, suntem de peste 100 de ani, că am aniversat 100 de ani în 2016 și după aia ursuleți, pisicuțe, cam aia e ce se știe despre BMW, din păcate. În România? Și în lume, în general, nu cred, pentru că... They don't know about the bears, știi ce zic? And about the cats. Hey, I have a cat in Romania, it's a 328, ursulețe. Turbo, you know, it's a cat. What? It's a cat, BMW, cat, what cat? A, știi cum zic americanii la I3? Panda. Avem o nouă specie în corect, grădina zoologică dar BMW. De ce oare? De ce păi asociază cu animalele marca BMW? De la avioane, nu înțeleg. Adică animale, știi? Da, ce vreau? Mai... Da, te-am întrerupt. Întoarce, dar să nu... Zim, nu, de asta vorbeam. Da, bravo. Faza care este? BMW 100 de ani, dar niciodată n-a fost, sau foarte târziu a început să fie o marcă foarte puternică. Ce un lucru okay, foarte puțin știut, în 59 era să fie cumpărat de Mercedes. Probabil, nu știam, nu. A fost o chestie, 12-13 decembrie, un moment dramatic și tocmai ala care a instrumentat achiziția de către Mercedes, familia Quant, până la urmă a zis, nu mai o vinde la Mercedes, o luăm noi. Ah, mai a fost bine. Convins de acționari, de angajați. Uh-huh, uh-huh. Și oamenii au rămas până acum, proprietari? Ai familiei Quant. Da, okay. Și iarăși, aproape nimeni din lume nu știe în momentul de față, este că acea familie Quant era și acționar principal Mercedes. Și până în anii 70 au fost al doilea acționar, adică a fost așa o chestie. Le-au plăcut mașinile, mă, cu alte cuvinte. Le-au plăcut multe lucruri. Aveau și Vartra. Când ai bani, știi ce zic? Da. Făceau, era o familie de industriași. BMW, din momentul falimentului, ce s-a întâmplat după, sau hai să începem cu începutul. Te rog. Că sărit începutul. Așa. Motoare de avion. După motoare de avion, n-am mai avut voie să facă motoare de avion. Simplificăm okay, puțin, că și aici e o poveste alambicată mișto. N-am mai avut și-au făcut frâne de tren. După frâne de tren, s-au schimbat, au fost achiziționați de altcineva. Ceva legat de război, ceva pe acolo? După sau? Război n-am mai avut voie. După 1918 n-am mai avut voie și au făcut frâne de tren. După aia a cumpărat cineva și prin 1920 s-au specializat pe motoare. Ce am descoperit de curând? Ei vindeau motoare și se puneau în diverse chestii. Există autobuze Astra fabricate în anii 20 la Arad cu motoare BMW. Deci au existat, dacă vrea cineva autobuz BMW, e fabricat în România dacă, și e pe bun. Bun, nu știu. După care și-au dat seama, băi, noi punem motoarele pe chestii, dăm motoarele să fie puse pe chestii, de ce nu facem noi chestiile? Așa, în 23 au făcut motociclete. Și au făcut cam cele mai sofisticate motociclete ale vremii, adică erau motociclete foarte, aveau distribuție pe ax cardanic, furcă telescopică, că au fost cam primii care au folosit soluțiile astea. Și foarte târziu, în 1928, au cumpărat o fabrică de automobile, care făcea automobile sub licență Mini, Austin de fapt, o Mini nu exista la vremea aia, și în 1929 a ieșit pe porțile fabricii primul BMW. Okay. Care Austin era o gămălie, denumirea oficială era BMW 3/15, 3 era clasa de impozitare, 15 erau cai putere. Adică foarte spectaculoasă mașina. Nu era nimic wow la ea. Și prima mașină cu adevărat sportivă, genială, care a revoluționat, chiar a făcut BMW să conteze, e asta. Am înțeles. BMW 328 s-a lansat în 1936, s-au construit 464 de mașini. Și din 464, 400 au fost distruse la al doilea război mondial. Nu chiar. Dacă le iei, asta e chiar și genial ce s-a întâmplat cu mașinile, dar ce mi se pare senzațional,
464 de mașini, a fost adoptată foarte repede ca mașină de curse și a câștigat în vreo 3 ani, că a început războiul și nu a mai apucat să facă mare lucru, în 3 ani a câștigat vreo 200 de victorii, a avut vreo 200 de victorii în curse internaționale. Din 464 de mașini, asta mi se pare genial, cred că vreo 10 cel puțin au venit și în România, nu mai zice nimeni nimic. Chin, sunt autobuze BMW în state. Cred că la episodul ăsta se uită majoritatea care au BMW-uri. Da, normal. Hai că termina. Zic că după istorie întreb eu și de viitor. Nu, aflăm lucruri. Da. Nu așa. Așa. Mașina asta chiar era extraordinar de populară. A existat și în România. Am avut piloți români în perioada interbelică care făceau performanțe cu chestia asta. Cred. Unul dintre ei, cu un BMW din ăsta modificat, în 39, pe Nürburgring, a bătut echipa de uzină BMW și cursa de pe Nürburgring era pentru BMW specială, pentru că acolo lansase mașina asta și de la 3 ani de zile apare românache nostru cu o mașină tupeu modificată și cu nici măcar nu era mașina lui. Asta e iarăși genial. I-a dat-o un industria. Cine și a zis era nenea asta? Știi cine era? Petre Cristea. Petre Cristea. Și după aia izbucnește războiul, se rupe filmul. Ce este, mi se pare foarte dramatic cumva și explică foarte mult relația asta Mercedes-Audi-BMW, uite, ca să nu zicem numai de BMW. Da. BMW avea fabrica în Eisenach, care era în Germania de Est. Au venit prietenii ruși, nu mai avem fabrică. Au făcut ei mașini. S-a închis. Nu s-a închis, asta este mișto. Nu s-a închis, au început ei să facă mașini tot cu numele de BMW. Și a ieșit scandal și a zis, ok, nu mai suntem băieți buni, nu, suntem finuți, nu mai facem cu numele de BMW, redenumim fabrica EMV, Eisenach Motorenwerke, și nu mai e alb cu albastru, e alb cu roșu sigla. Și au făcut ce au făcut. Au schimbat tot. Da. Radical. Apropo, mașina asta 328 fiind așa de specială, e o mașină de vreun milion de euro. Dar cine vrea să restaureze 328 poate să caute și modele EMV, că erau multe cu piese la fel, nu l-au modificat. N-avea niciun rost prin exact. Se complică. Și după EMV, fabrica aia s-a redenumit din nou în Wartburg. Deci Wartburg, BMW este cumva ce s-a întâmplat cu Audi. Audi aveau tot în Zwickau, care tot în Germania de Est. Tot iarăși au venit rușii și au potolit lucrurile și acolo s-a fabricat Trabant, exact în aceeași fabrică. Cursă. Am fost la MotoGP, da. E Trabant acolo, da. Dar era în fabrica Audi, unde se făceau mașini de lux, băieții făceau mașini de carton de 2 lei care nu funcționau. Și de asta și BMW și Audi au avut cam aceeași soarte. Mercedes a avut fabrica la Stuttgart. Au păstrat fabrica tot și au produs exact aceleași mașini de după război, exact aceleași mașini pe care le aveau și înainte de război. Și erau mașini mișto, s-au descurcat băieți. BMW a luat-o de la zero, au făcut mașini de lux, au vândut zero mașini, adică 507 e o mașină faimoasă, s-au vândut vreo 200 de unități din mașina aia. Adică și restul cu el. Nu l-am mai fabricat. Da, gratis. Să comenteze, ce zice, mortu. Așa îl cheamă, așa e poricla lui, mortu. Cred că ai episodul ăsta, majoritatea asta cel mai vechi BMW din România. Cel mai vechi e la Țiriac, chiar primul model de care vă spuneam eu, la 3/15. Cel mai vechi în România, mașină care există acum în România, la Țiriac Collection, puteți să-l vedeți. N-am fost, băi, îți vine să crezi că n-am fost. Ai pierdut. Nu am fost la Țiriac. E mișto. Cred! Da, aștept să mă suni, Țiriac. Băi, hai mă, vii, nu vii. Dacă nu ești drăguță, nu te sună, umblă vorba. Da. E posibil. Mai rade-te și tu. Bun. Da, asta e pe partea de istorie și de vorbit de mașina asta. Ați adormit până acum? Nu, n-a adormit nimeni. Da, nu mai comentează nimeni. Ok, sunt liniștiți, bine, nu e nicio problemă. Zine pe partea de noutăți de la BMW. Da. Noutăți. Ce te impresionează pe tine din punct de vedere al sistemelor de siguranță de la BMW, de exemplu? Adică, nu știu, un sistem. Bă, uite, BMW-ul face chestia asta când treci de pe tine. Nu trebuie să-mi dai acum din manualul de la BMW de dotări. Dacă ai mers tu cu vreo mașină, eu am o problemă. Eu sunt defect. Recunosc asta. Mie nu mai îmi plac mașinile corecte. E ca o fată de care spui că e bună la suflet. Am înțeles. E urâtă, știi? Așa și o mașină. Așa, bun. M-am săturat de mașini. Cum e Golful, de exemplu, știi? O mașină corectă, face toate lucrurile bine, cinstit, e senzațional, dar nu are suflet așa. N-are personalitate, adică, să zicem.
tot așa m-am urcat, cea mai experiența mea totală cu mașina a fost BMW M1 și una dintre chestiile pe care eu iubesc la BMW M1, pe lângă faptul că merge și face și așa, este că tu stai, aici e volanul și tu stai așa în mașină. Uh-huh. Că aici trebuie să fie roata. Adică îmi plac mașinile tâmpite, care nu sunt mașini. Mașina nouă pe care eu mi-aș cumpăra e Morgan 3-wheeler, de exemplu. Ești defect. Adică recunosc, zis, recunosc că am o problemă. Da, dar mai știu și eu un băiat care își cumpără numai mașini de-astea ireparabile, de razac, zic, știi? Adică, mă cunosc, e, dar și sunt Suzuki. Adică, de colecție. Omul e cu Suzuki, frate. Ce să facem? Ai, fiecare cu nebunia lui. N-am ce să zic, ce mai zic. Când s-a pus primul 2002 turbo în... Suntem pe fir, Ciprian Mihai, uite ce... Cât a scos primul Silvia turbo, pe Dino? Cred că în 69-70 s-a pus pe 2002. Nu e 2002 TI. TI e 2002 turbo s-a numit. În fine, e pe acolo, 2002. Păi da, mă, el zice turbo pe injecție, de-aia zice TI. E de la alt... O să fie noul Serie 8, în sfârșit o supercar, marca... Păi, Serie 8, a mai existat Serie 8, nu? Da. La BMW. Da. Și era tot supercar, nu? Sper să n-avem succesul. Să n-avem succesul. Lui Adinai. Că toată lumea acum oftează după seria 8-ul vechi, dar atunci sau mulți din jurul meu care sunt fan BMW. Când nu poți să mai ai un lucru, știi, zici de el, mamă, ce aș vrea, ce mi l-ai lua. Uite, frate, ia-l pe asta. Te spun eu mai târziu, că n-am timp acum, știi? Nu, dar sunt mulți, mamă, ce a fost seria 8-ul și că... Ok. Avea multe butoane și vira puntea spate în rest. Da. Da. Mă, nu, mașina aia e spectaculoasă, nu. De ce să vorbim? Băi, mașina e foarte tare, dacă o vezi pe stradă, arată bine. Hai să spunem așa. Ce n-am voie să spun este că seria 8 e un fel de continuare a seriei 6. Okay. Nu o să spună nimeni asta oficial de la BMW, deci nu o să spun nici eu asta. Okay. Asta nu o să spun. Da. Dar care e diferența față? Așa, ce am simțit, eu am condus puțin seria 8-ul, ce am simțit un sfert de oră am condus, n-am înțeles mare lucru, dar ce mi se pare ca poziționare, și asta și spune foarte mult BMW, dacă seria 6 era un GT, un Grand Tourer de ăsta mai mare, mai moale, mai așa, seria 8 e mai orientat spre 911, adică nu e concurentul lui S-Coupé, e mai mult între 911 și S-Coupé, mai mult spre 911. Am înțeles. Da. Deși nu e chiar deci nu e așa de mare cât apare în poze, să zicem? E destul de mare. E mare, nu? Dar... Toate sunt mari, mă, acum. Eu nu mai suport asta cu mărime, frate. Nu mai suport. Dintre toate mașinile adică de la mi-aș lua... Eu mi-aș lua M2. M2, asta vreau să zic și asta vreau să spun, că mie mi se pare M2 și astăzi vorbeam cu Voine, că am fost la Dino la el și el are M2 și spuneam că am fost la Siab, când am stat noi de vorbă atunci. Și după ce m-am uitat la Lamborghini, la Porsche și am văzut mai prețuri de aia, 300.000, 180.000, nu știu ce, și am văzut ăla acolo cu 60.000 preț, bă, mi s-a părut, băi, parcă aș face un leasing. Adică, știi? Băi, pentru cum merge mașina aia și ce e, 60.000 preț de listă, mie mi se pare foarte ieftină. Și pe aia tu ai să mergi, nu să da, ai da, 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 sunet, da, da, ai... Da. Mi se pare, repet, am o problemă cu mașinile mari, nu-mi plac. Bine, eu am avut o experiență de asta pe circuit, unde am condus de la M135i acum vreo 10 ani până la M6. Și dacă de M6 mi-era frică de nu se poate pe circuit, mi-a fost frică. Ia ISP acolo și toate alea. Da, dar tot nu o simțeai mare. Nu se întâmplă nimic. Trebuie să povestesc și asta. Eu am fost PR-ul care a intrat cu cartul în Augusto Farfus, pilot de DTM, care era tânăr. Cum ar fi nu vreau fost, să fiu PR-ul care a distrus M6-le. Cum ar fi fost ăla de filma pe Usain Bolt cu și dădea peste picioarele lui ăla? Cum ai fost să fiu ăsta ăla, eu sau tu? Ne puneam, intram în pământ. Stați, aveți o lopată? Vreau să intru aici să pun groapă și ne bun. Da, asta vreau. Cu M6 mi-a fost frică. Cu M135i am dat ca surd un clopot, bine, da? Și nu se întâmpla. Adică aveam senzația că pot să fac orice cu mașina aia și... De siguranță. La nivelul meu de capacități de pilot, n-am nevoie de Dodge Viper. Că... Cum ai zis, tu ești genul care ești cu moșii. Da. Și la propriu și la figurat. Și cu mașinile și cu raliurile de epocă, nu? Așa și, cu asta, și cu asta. Băi, eu te urmăresc pe Facebook am și asta văd. Asta văd la tine. Nu? Băi, particip acolo, merg la prezint la concursul de eleganță de la Sinaia. Deci te atrag mașinile vechi. Da, și înțeleg. Mașinile noi.
Că m-ai întrebat de tehnologii. Da, vreau să întrebat. Spun. Te rog. Adică m-ai întrebat și mi-ai zis de mie nu-mi plac, adică nu-mi place discuția asta sisteme de siguranță, dar ce mi se pare genial, ce mi se pare genial și urmează să aflăm mai multe. Nu pot să spun exact data, dar pot să spun că mai puțin de o lună se lansează un concept car BMW care să prefigureze un model de serie. Ok. Care se lansează în 2021. Modelul de serie. Modelul de serie. Și discuția foarte puternic, noi avem BMW-i. Cu BMW-i nu este cu electric, este cu inovație. Electric e doar în Moldova, BMW-i. Ok. Știi? Nu. Deci I-ul de la clasa de la asta de mașini electrice... A fost pentru inovație, știi? Are legătură acum, să zicem. Acum are, știi că acum toate se numesc, dar inițial a fost de inovație și modelul de 2021 o să fie iar inovație și de data asta o să fie pe condus autonom și pe interior. Și una dintre ideile pe care le are BMW apropo de chestia asta este dacă mașina o să meargă mai mult singură sau mult anumite situații singură, nu o să mai întrească să am tot timpul bordul în fața mea în mine, știi? Uh-huh. Și atunci o să mă eliberez, să mă simt mai confortabil. Ce se întâmplă? Se schimbă complet modul în care fac interiorul. Și cum a fost la BMW-i, că au avut libertatea să deseneze mașina de la zero și să facă ce vor ei, adică la început s-a pus în discuție câte roți mai punem pe mașină, ce volan, mai avem nevoie de volan, așa se discuta atunci de BMW-i. Ce brainstorming și ce păi, fac oamenii acolo și mamă, eu știu cât de tare. L-am văzut pe șeful BMW-i albit în 10 ani de lucru cu chestia asta, la propriu. Sau omul a, dar... E sensibil. Un tip fin. E sensibil. Și acum o să fie un alt fel de ce putem să ne așteptăm? Asta sper să văd cu adevărat, nu știu detalii, dar sper să văd cu totul și cu totul altceva la interior. Și BMW a arătat o chestie pe care nimeni n-a înțeles-o și nici ei n-au comunicat-o foarte bine, dar mie mi se pare senzațională. Asta chiar m-a impresionat. Cred că acum un an și jumate la Las Vegas CES, Consumer Electronic Show, în ianuarie, i-au zis, nu e un concept car, este o chestie de interior, interiorul viitorului, și au prezentat, în loc, știți, să se depărtează bordul, cum aduc bordul la mine, cu holograme haptice, adică holograme pe care poți să le pipăi și primești feedback tactil. Și Cred că eu să am un volan hologramă? Nu, bordul, butoane. Doar vreau butoane, să dau, am înțeles. Au făcut un, și e un sistem funcțional. Băi, nu se mai pune praf. Da. E primul lucru, ești nebun. Praful pe butoane? Nimic, în urmă, nimic, ești nebun. Ce mă, praf pe butoane? Nimic. Da, stai. Este așa, sistemul, este funcțional. Ce au arătat ei, adică sună mega SF, dar este 100% funcțional sistemul respectiv. Era mai rudimentar, nu era super sofisticat, dar cum funcționa? Ai head-up display-ul. Știi cum funcționa? Da. Avea un ecran aici și nu se mai proiecta, la head-up display se proiectează în afară, se proiecta în interior. Și tu vedeai butoanele pe undeva pe aici. La BMW ai controlul ăla cu gesturi, care e o cameră care vede unde pui mână. Sistemul ăla era folosit să știe când apeși butonul. Și mai avea un sistem nou cu ultrasunete, care în momentul în care apăsai butonul, îți dădea un ultrasunet chiar în vârful degetului să ai impresia că apeși pe ceva. Și practic sunt niște butoane holografice pe care tu poți să le apeși. Și asta e doar un exemplu cât de departe merg băieții în a regândi ce se întâmplă în interior. Și asta sper că ar fi foarte mișto pentru mine ca PR să se întâmple într-adevăr chestii de genul ăsta, să avem ceva, adică eu asta spun tuturor, cum o să fie mașina viitorului. Cine știe, cine zice că știe cum o să fie mașina viitorului, gen Elon Musk, e un mincinos. Corect. Nimeni nu știe, pentru că sunt atât de multe opțiuni, autonom, electric. Apar variante care... Eu cred că producătorii le ridică la fileu pentru mase și să vadă, știi? Sunt mulți poți să iei butoanele de la BMW, știi? Mamă, e lumea nebunită, mamă, uite ce tare, știi? Poți să iei, nu știu, volanul de la ăla, ăla vine cu nu știu ce idee, știi? Și apare o mașină nouă care, discutând de mașini noi, ce face BMW? Mai produce mașini pe motorină? Da. Singurul motiv pentru care nu s-ar mai produce mașini pe motorină ar fi o chestie legislativă. Foarte puternică, care să descurajeze complet. Pe de altă parte, știi că am vorbit, o să aveți un test cu o mașină, M550D, mașină de 400 de cai putere, cu care diesel. Dacă ești liniștit, diesel, poți să ai un consum de 6-7-8% în afara orașului. Niciun sistem hibrid electric nu o să poți să te apropii. 400 de cai pe un sedan mare. Știi? Da, vezi tu,
ăștia vin cu poluare, acolo e problema. Și uite, că discutăm și spunem, Volkswagen a dat-o în bară. Din punctul meu de vedere al omului care urmăresc fenomenul, că sunt pasionat. Nu urmăresc, citesc în fiecare zi ce a făcut ăla, ce a făcut ăla. Dar aud așa, știi, când auzi o știre de care ești interesat, îți ajunge la urechi. E, eu din punctul meu de vedere înțeleg că Volkswagen nu poate să se ridice la anumite standarde antipoluare și atunci trebuie să fure cu niște chestii. La BMW bănuiesc că nu există problema asta, că nu s-a auzit până acum de vreun scandal de genul ăsta. Dar normele de poluare vor crește și vor fi din ce în ce mai drastice. Nu în România, dar vorbim de Elveția, vorbim de Germania. Apropo de poluare, un lucru care nu se vorbește deloc. Există, mașina poluează în trei feluri. Ai dioxidul de carbon, care nu e toxic, dar e cu efect de seră și transpirăm toți acum aici. Okay. Ai noxele, NOx-ul, care e toxic, cancerigen și ăla te omoară imediat. Pe pământ. Adică îți alegi când vrei să mori și ai particulele alea fine, suspendate, care și alea sunt foarte nocive. Acum, benzina este foarte bună sau e bună pe noxe. Nu emite multe NOx-uri, dar emite foarte mult dioxid de carbon. Dieselul emite puțin dioxid de carbon, dar emite foarte multe noxe sau emitea noxe multe și benzina emitea puțin mai puține, dar și acum se pun filtre de particule și pe motoarele pe benzină pentru că și astea trebuie să îndeplinească standarde tocmai drastice. Ce se întâmplă? Pentru controlul de NOx există soluții. Problema este că soluțiile alea sunt relativ scumpe. Un producător ca BMW poate să-ți vândă un seria 5 cu 70.000 de euro diesel pentru că tu nu simți diferența, presiunea prețului. Dacă îmi vorbesc de mașini de 10.000, 15.000 de euro, acolo e nasol. Posibil să se termine cu și ele, atunci da. Eu văd dieselul făcând sens pe mașini mari, de oraș și premium. Pe de altă parte, aia care nu investesc în diesel, de ce să mai zică, dacă pentru noi nu e bun diesel, o să zică tuturor că nu e bun dieselul, cumva. Da. Au motivul ăsta. Corect. Noi facem dieseluri, noi, nu le fac eu. BMW face dieseluri foarte, foarte. Și există două sisteme de control al noxelor pe fiecare evacuare, ca să zic așa. Acum cam toate modelele BMW au chestia asta și pot să am liniștit emisii foarte mici. Adică sunt teste făcute de publicații din afară serioase și sunt alea real driving emissions, adică spune un furtun în evacuare și îți ia pe bune, nu un test. Și acolo sunt mai mici decât în testele de laborator. Deci poți să fii un diesel, poți face un diesel foarte bun. Problema e de bani și... Toată lumea... prin presă și toată lumea speculează, știi, domne, nu se mai producă mașini pe motorină, că nu știu ce, și oamenii și discută, asta. Ce facem, le vindem, îmi iau pe benzină, îmi iau pe motorină, îmi iau pe nu știu ce. Asta e o problemă. Discuția asta a escaladat și... Da, ca orice lucru. De foarte multă vreme apar discuții, un anumit oraș vrea să interzică dieselul. Și, de fapt, cum se comunică la noi, orașul X interzice dieselurile. Ce se întâmplă în realitate? Orașul X intenționează să interzică motoarele diesel vechi. Vechi. Corect, da, sau normal. Niște lucruri de genul ăsta. Sunt niște, într-adevăr, tendința este către a se interzice dieselul. Pe moment. Eu cred că la un moment dat oamenii să înțeleagă totuși că dieselul e totuși o soluție interesantă în anumite situații. E o variantă, e o alternativă. Adică, într-adevăr, toate poluează, dar nu pot să renunț la mașină, din fericire pentru mine, că altfel aș pierde jobul ăsta, mișto. Da. Atâta timp cât avem mașină, trebuie să găsim o soluție echilibrată, zic eu. Nu putem să mergem nici numai electric, nici numai benzină, nici numai diesel, nici numai... Cumva lucrurile trebuie să... Să fie alternative, să fie gaz, să fie electric, să fie hibrid, să fie pe motorină, să fie pe ulei. GPL, mai erau niște băieți, GNC, vezi că sunt niște băieți acum care pun pe motorină, dacă vrei gaz. Niște nebunii din astea de... Hidrogen? Da, să existe variante, nu e nicio problemă și fiecare să-și aleagă în funcție de cum îi dorește lui sufletul, tu să-ți iei una de-asta veche. Pof! Știi ce zic? Pof! Volkswagen a dat mai multe gaze decât jandarmeria. Asta ți-a plăcut, asta. Asta a fost... unde ești cu telefon? Tu l-ai dat comentul ăsta 100%. Nu, eu nu sunt cu Volkswagen, nu sunt cu jandarmeria. Da. Hologramul piano black.
Da, piano Black hologramă ca să nu mai fie praf, să nu mai fie nicio problemă. A, uite, asta e o întrebare mișto. Care? Scuze. Unde rămâne plăcerea de a conduce la BMW cu toată isteria asta cu mașinile autonome? A, păi apeși butonul și conduci. De nu. Simplu. Adică, Fiți atenți. Că iarăși e o discuție, cumva discuția asta nu e deloc echilibrată. Știi, oamenii și ca la mașinile electrice. Mamă, toate mașinile o să fie electrice. De mâine... Gata, murim, ce mai faci? Da. Da. Ori. Nu există. Lucrurile evoluează spre. Corect. Ce spunea, fac și eu ca, pot să zic Dan Vardie. Poți să zici ce vrei tu. Prieten, aveam un prieten la BMW sau la Michi Alexandrescu, prietenul meu. La, da. Tocmai m-a salutat Schumacher de la boxe acum, mi-a făcut cu ochiul. Salut, Schumi, salut. Am un prieten care lucrează în 14 ani la dezvoltare, la mașini autonome la BMW. Și mi-a spus el, Alex, Alex. Nu mă, ți-a scris pe Facebook? Da, mi-a zis pe Facebook. Vorbeam că mi-a dat niște poze, selfie, uite mă, vezi, fac asta acum, apare peste 10 ani. Prietenul meu mi-a zis așa, da. Nu o să existe prea curând, el nu poate să spună, când o să existe o mașină complet autonomă, cumva robotizată, să meargă oriunde. O să existe mașini autonome care, pe anumite secțiuni, de exemplu pe autostradă sau în oraș. Dar o mașină să meargă oriunde... Adică există și acum, îți da, ține linia pentru 10 secunde, nu, păstrează meargă, distanța, merge Tesla, dar nu știu să meargă cine. complet autonom. Știi? Complet, și să mă bazez pe ea și să nu se lovească, ca să fie clară discuția. Zici, bagi pe navigație, du-mă la unii și să te duc. Ce spunea ăsta este că întotdeauna, sau nu vede un orizont de timp foarte apropiat în care mașinile astea o să poată să meargă autonom pe un drum de munte, de țară, de chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Pentru că acolo sunt foarte multe situații neprevăzute. Corect. A plouat și s-a surpat drumul. E un biciclist după un viraj, vine unul cu un tractor, depășește, chestii de genul ăsta. Deci, cumva, poți să te aștepți pe de-o parte să apară chestia asta de condus autonom exact în locurile în care nu ne mai place să conducem. Pe autostradă, unde te-ai asumă, nu te-ai pus pe autostradă sau la coadă. Sau, da. Corect. Și pe de altă parte, dacă vreau să mă bucur de mașină, cel puțin pentru următorii 10-20 de ani o să pot să mă bucur de mașină, deci nu o să fie. Deci stați liniștiți că oricum, oricum, o să poți să-ți alegi o mașină, Adică o să poți să conduci, nu o să scapi de condus. Poți să lucrezi pentru alții care lucrează pentru BMW. Da, poți să angajezi. Știi că la Porsche, pe vremuri, când se mi-dau mașini puternic, oamenii vânzători aveau secretara lor, plătită din banii lor? Adică tu, știi? Vezi ce zicea băiatul ăsta, poți să lucrezi pentru cineva care lucrează la BMW, deci tu poți să angajezi niște oameni ai tăi, deci te știi, tu te fă piața, fă aia, cu mine, dacă e drăguț. Și poți să zic că și ești, lucrezi la BMW. Știi în Seinfeld când se ducea Kramer într-un birou și l-a vrut să-l dea afară, de eu nu lucrez aici. Eu vin așa, că îmi place. Îmi place atmosfera de la birou. Îmi place la voi, știi ce zic, e marfă. Da, măi, tare, hai să vedem, măi, în spate, ce au mai zis oamenii. Volkswagen a dat mai multe așa, asta am citit. Bravo Andrei, nu știu cine e Andrei, ce mișto explicat. În Japonia parcă nu sunt deloc mașini pe motorină, nu? Habar, eu n-am fost, dacă ai fost tu în Japonia. Băi, sunt în state, în China, știu că nu a prins motorina, dar astea sunt așa, chestii culturale istorice, ca să zic așa. Nu, oamenii nu au investit în asta. În state nici n-aveai nevoie, adică nu spăsa. Da, corect. 7,3 litri, 135 de cai. De mini, de toată lumea. Vorbim și de mini, dacă vrei. Tu ai avut mini, nu? Soția are acum mini. Da, tu ai avut mini? Soția are acum. Da, am avut. Îmi place. Place mini. E chestia asta că mini e mașină de fete și dacă ești băiat și ai o mașină, ești din ala care bea cu deci așa. Nu neapărat. Gay. Nu neapărat. Dar merge foarte mișto mini. Băi, frate, un Mini Cooper John Works, de exemplu, merge foarte tare, e o senzație de karting și așa mai departe. Mie nu-mi place design-ul. Eu îi spun Alexandrei, soția are și ea un Mini. Ce crezi de treaba asta? Pe care îl vindem acum. Și spun tot timpul că eu mă simt ca Mr. Bean. Când merg cu Mini-ul ei, Mini One, roșu. Mr. Bean avea un Mini Cooper mic, acum toate mașinile s-au mărit și Mini s-a mărit, deci noi păstrăm același raport și tot. Ca Mr. Bean mă simt în trafic, dar într-adevăr a avut succes la fete, a avut succes mai mult la fete. Uite, să salut pe cineva care lucrează pentru cineva care lucrează la BMW. Da. Salut! Seară bună! Seară bună, vineri la
7 sau. Da, încă 7, e ok. Dacă era 9, 9 jumate mai ziceam, dar 7 e chiar decent la birou. Da, zine de mini, mașina fetelor. Nu, e tare mini. Băi, mă faci să râd. Nu, băi, chiar e tare mini, costă 60.000, costă 60.000 un mini. Foarte mișto. John Cooper Works cu carbon, cu compresor. Zim. Ce s-a întâmplat și lumea trebuie să știe lucrul te ăsta. Te rog. A treia generație de mini sub da, conducerea BMW, ca să zic așa, s-a schimbat mult în sensul că e mult mai confortabilă. E mult mai rafinat. Asta este o chestie foarte mișto. Adică înainte era mașinuța aia mică, cart, senzație de cart. Dacă aveai probleme cu piatră la rinichi, poate puteai să te plimbi cu un John Cooper Works și te rezolva. Cu siguranță rezolvai, da. Acum e mult mai confortabil, e mai de trăit cu ea în viața de zi cu zi. Asta este foarte mișto. Și deci e mult mai mare, mă, frate. E mai, da. Adică toate mașinile sunt mai mari. Corect. Dar asta e mare, rău. Am văzut niște mini-uri, ești nebun, cât un Touareg, frate. Country, aia. Aproape, un Touareg vechi. Asta, da. Păi, asta vorbeam cu cineva, că actuala generație de X3 este cât un X5. Da? Prima generație de X3. Mașinile se măresc, și cresc. Străzile rămân la fel. Nu înțeleg. Mie nu-mi plac mașinile mari, recunosc, dar noi... Da, ce vreau să spun de mini și da, foarte mișto mini, că lumea trebuie să știe. Lumea trebuie să știe asta. Lumea trebuie să știe. Asta și ce a făcut Mini foarte mișto, a introdus chestia asta de personalizare de fabrică în viața noastră, Afterworks. Dar are Volkswagen și la tren la nici nebun, poți să faci ce vrei tu, da. Nu, știu. În sensul că poți să-ți cumperi, de exemplu, lumini, să schimbi lumini. Da, foarte asta multe ciumbuși lucruri. Asta este trademark. Dar știi de unde vin mini. Luminile nu. De la Mini? Niște LED-uri? De la Beck. Ne întoarcem la istorie. Te rog. Mini a avut o perioadă foarte... Mini a fost construită ca mașină economică. A fost criza petrolului la început. Facem mașină, un bubble car economic. Și un dement care făcea monoposturi de Formula 1 și pe care îl cheamă John Cooper, l-a chemat John Cooper, a zis, frate, eu pot să fac din asta mașină de raliu. Și s-a gândit el. Și a zis, du-te dracu, nu poți. Băi, prostule. Știi, era unul pe Facebook. Băi, eu fac raliu din asta, eu fac tare. Băi, pleacă, mă, jură. Subaru. Ești pula, băi. Știi ce zic? GIF-uri, da, stralamu, e scoțineața ta. Știi? Dacă era Facebook pe vremea aia, tu îți dai seama, lua un mini. N-a fost chiar așa. Îți dai seama, lua un mini și îl posta pe Facebook. Băi, eu din asta, fac mașină de curse. Tu îți dai seama ce ești acolo, ești nebun? Nu, n-a fost. Băi, pula, Gimle, băi, dar iar, băi, ce a băut ăsta, mă? N-a fost chiar așa. Bun. Așa, și a zis fac mașină de curs. Și mașina aia mică a început să domine raliurile la nivel mondial. Da. Cea mai mare cursă de raliuri în vremea respectivă, sau cea mai importantă, era că nu exista campionatul mondial de raliuri, era raliul Monte Carlo. Mm-hmm. Mini l-a câștigat de 4 ori. Fac o paranteză. Sau 3 ori jumate. După ce a câștigat de 4 ori Mini, ce a zis? Bă, suntem atât de tari încât vrem să ne dăm cu Porsche, știi? Știi cu Porsche? Nu. Au o chestie, cum mă, nu știi? Au avut o dispută cu Porsche-le. Aia în state, acum, nu știu ce circuit, genial. Că face nu știu câte tare, să vă uitați, căutați pe net. Vă pun eu linkul. Asta se întâmpla live. În 60... Da, i-au zis, gata, mă, n-au făcut. 64, n-au făcut, dar a fost tare. Marketing super. A câștigat Mini? Nu. Nu, Porsche a câștigat 100%. Da, îți povestesc. Nu. Faza cu aia, asta se întâmpla prin 2012. Da. Și Mini a provocat pe Porsche la o cursă. Corect, așa. Și șeful Mini US a apărut un mesaj pe net, pe Facebook. Da. Că vezi? Hai să mano a mano, pilotul tău cu pilotul meu. Porsche n-a vrut. A făcut un filmuleț că noi n-avem nevoie de chestii de astea, noi suntem pe circuite noi suntem tare oricum, adică ce am avut de demonstrat, am demonstrat. Eu am 500 de cai, n-am cum să mă dau cu tine, că ai 200, n-am de ce, știi? Ce au făcut aia de la Mini, au angajat un pilot cu Porsche și un pilot de-al lor. Și a zis, dacă vrei, voi n-aveți curajul, facem noi asta. Și s-au bătut și Porsche a câștigat cu 3 secunde și au zis ceva de genul $50,000 pentru 3 secunde. Voi hotărâți, știi? Ceva de genul ăsta a fost. Da, mă, sunt foarte tari battle-urile astea, știi? Exact ce... Pe asta în America. Da, exact ce... Da. Cu... Da, checkmate. Da. Sunt foarte tari, mi se par foarte tari. Foarte mișto pentru oameni, pentru public, pentru chestii de genul ăsta. Așa mă, zic că te-am întrebat. A câștigat de 3 ori Mini la 3 ori jumate. Că a câștigat în 64, 65, 66, 66. Eu pot să spun orice an că tu mă crezi. 64, 67. Nu mă, te contrazic, ești nebun. În 66 când a câștigat, au câștigat locul 1, 2 și 3, au fost descalificați că aveau farurile neconforme. Deci manevră. Da. Manevră. Și
e supărare atunci. Și de atunci cumva chestia asta cu farurile a devenit așa emblematică pentru mine. Cred că și-au... Eu așa mi-o explic, știi? Nu știam că au o problemă cu farurile de gen. Da. Deci nu știam. Că aveau prea multe gaze. Da, nu știam. Așa, bun. Și asta cumva e așa o evocare a trecutului ăla. Acum tot ce se spună, toți oamenii de marketing de la Mini, da, Mini a câștigat în raliuri, e obsesia oamenilor de comunicare de la Mini, raliurile Monte Carlo în 60. Există... Păi e mică mașina, e foarte bună pe îndemânare, Monte Carlo e îngust, e normal să câștige acolo, adică na. A, și faza cea mai tare, în 67 a câștigat ultima oară bătând Porsche. Și a câștigat cu un pilot finlandez, Rauno Altonen, care prin anii 90, cred că la o băută, a zis, băiți, haideți să vă spun eu cum am câștigat de fapt. Că era pe serpentinele alea de la Monte Carlo. A luat-o, s-a răstogolit, a căzut. A tăiat. A zis că am avut de ales să intre într-o stâncă sau să cad în râpă. Na. A zis că nu intru în stâncă că e nasol, era Porsche-le în față în timp. Nu intru în stâncă, o iau în râpă. A intrat în râpă, a intrat din nou în șosea, stânga, dreapta, hai în partea asta, a luat-o și a scurtat și a câștigat în fața lui Porsche. Așa a bătut Mini și e oficial acum. Băi, nene, a bătut, da. Nu și-aduce aminte nimeni cum a bătut. Știi, scrie, da. Știi, vine un șeremet pe 25 de ani, știți, acum 150 de ani a câștigat Mini, 61, 62, nu cum a câștigat, știi? Dă-i seama, pilotul din Porsche cât îl vedea. Păi nu, că merg la un minut, în fine, e o poveste lungă. Off-topic puțin, că vorbeați de diesel, vreau să menționez mașini electrice, profesor, vă legați, al mașinilor poluează, bateriile sunt făcute din metale care trebuie... Da, că și mașinile electrice poluează prin simpla construcția lor și ceea ce înseamnă baterii și lucruri de genul ăsta. E o discuție lungă și aici, dar... E corectă discuția, de asta, de exemplu, BMW are un proces de producție în care folosește numai energie din surse regenerabile. Noi nu emitem, nu consumăm dioxid de carbon în producție și tot felul de chestii. Voi faceți mașini din ce aruncă oameni la gunoi. Da. A, uite, e un cub acolo cu chestii. Adu care cubul, sunt frate. În I3. Să vă povest. Cum adică care sunt în I3? Ce materiale folosesc în I3? Că știi, da. A fost... Ia, dar i-ați mers. Da. Vino pe acolo, vino pe acolo. Vino pe acolo, vino pe acolo. Vino. Ne dăm în spate și să ai loc. Noi nu te vedem în cadru. Gata, mă, cubul. Cubul cu lână, cu lemn. Da, mă. Așa. Vă spuneam că cumva BMW a avut libertate să facă ce vrea mușchiul lor din. Nu le scoate mâna. Și ăsta, de exemplu, este furnirul care se pune pe mașină. Exact asta e, adică eucalipt. Știi că lemnul la mașină nu e o e un furnir, e un plastic. E furnir. Asta e lemn, asta e lemn. Okay. De asta este un furnir cu se păstrează, în fine, se păstrează textura, îl simți. De eucalipt. Adică nu e recamier bunica 1970 de la Lucios așa. Da. E wood. Se vede puțin textura lui. Wood. Da. Așa. Asta este o fibră vegetală. La I3 s-a înlocuit foarte mult plasticul de pe bord cu o chestie care lumea zice că e... Carbon sau ceva? Nu. Zice că e fibră de sticlă sau... am văzut textura, da. Ai. E și pe... Da. Se vede. Văzut-o, știu ce zici. Dacă vede ceva, cineva un I3 își dă seama. E o chestie ciudată, jumate sunt îndrăgostiți de ea, jumate o urăsc. Așa, e din chestia asta. Au băgat de asta, zi, când, cum îi zicem? Cânepă? Câți? Cânepă, se fumează. Nu, se fumează I8-ul, ești nebun. Dacă pacă ții de râcâi, știi, deschizi ușa, pacă ei de acolo. Nu încerca să fumați I3-ul. Sau I3. Nu-l fumați că ai un esperent. Faza care am locuit plasticul cu câh, produs petrolier, nu vreau să am asta, cu o fibră vegetală și asta este o kenaf. Kenaf este un fel de bambus care crește câțiva metri pe an. Și atunci eu pot să-l folosesc la nivel industrial fără să defrișez pădurile ca să am chestia asta în mașină. A, că iei vârful și îl lași să crească și iar... Ceva de genul. Sau crește repede și îl tai și peste un an. Bun. Și frunzele de la ștergătoare. Băi, tot ce s-a strâns la BMW-uri, da? Tot ce s-a strâns la BMW-uri acolo la ștergătoare din copaci, adunăm frumos în service, facem de genul. Un stage frumos pe frunze. Iată, cu frunzele care e problema. Care e povestea? Astea sunt frunze de măslin. Când culeg măslinele, am înțeles că îl culeg prin scuturare. Da. O scutur până cade tot. O ce trebuie. Da. Așa. Și ca și frunze. Frunzele astea, în mod normal, se alunecă. Aruncă, da. Acum sunt niște băieți care le colectează, le presează și fac un extras, un ulei, din frunzele de ulei de măslin reciclate. Okay. Și doar cu uleiul ăsta se tratează pielea după iopt.
Nu cu, să nu fie cu chimicale, cu treburi de genul ăsta. Lâna, tapiseria din, de stofă de la BMW i3 și de la i8 este 60%, nu scrie aici, aș, pot să zic eu orice. Zi 80. 60%, 80, nu, e chiar 60%, 60% peturi reciclate, 40% lână. Care e faza cu lână? Lână? Peturi reciclate. Da. Așa. Okay. Dacă vreți, de-aia miroase urât. Nu. Nu miroase urât, nu miroase urât. Aole, ce prostie am zis. Nu miroase urât. Da, mă, știu și eu. Salvezi natura, la cap, mai puține. Exact. Și lână asta e deșteaptă, n-am înțeles cum funcționează, dar vara te ajută să te răcorești, iarna te încălzești. Nu știu. Da, n-am înțeles știu, asta. E din bătrâni, niște, cu ciobanii, da, cu șosete de lână. La Volkswagen existau la un moment dat niște chestii cu cărbune activ care face drege, nu știu ce. Nu mai știu de unde am început să vorbim de chestia asta. Apropo, știu, de la că contează, că contează foarte mult și cum produci mașina. Corect, și de la mașini electrice care și asta e chiar efortul pe bune, pe care ce BMW și chiar mă mândresc ca om care lucrează la BMW, nu e bullshit aici. Uh-huh. Fiecare detaliu al i3-ului și i8-ului este gândit pe lângă faptul că trebuie să fie ușor ca să am autonomie electrică cât mai mare și cum să am impactul mediului cât mai mic. Okay. Se vorbea de baterii, se folosește cobaltul. Mulțumesc, draga mea. Mulțumim, Mariusa. Da, mă, dar nu e... Bine că nu ți-am dat înainte. Uite. Da, uite, te-am văzut în reluare aici, ești nebun? Te-am văzut. Așa. Ce zic, băieți? Că nu mai urmăresc aici, nu mai văd. Ia. Opa, opa, opa. Deci, salutare. Mini nu mai e mini, e pe steroizi, salutare mini domnul Șerem, unul dintre cei mai tari oameni din auto din România, nu puteți găsi. L-am plătit. Adevărat. L-am plătit. Adevărat, mulțumesc, da. E, e... banii la caserie după, subscriu. Subscriu. Ești băiat. E ok. Eu zic, poate îmi dai și mie ceva când o șapcă. Băi, m-am scos. Da. Ai văzut? Dacă ziceți de bine de Șerem, mai ziceți, mai ziceți. Lucruri foarte frumoase. Bun, vorbeam de mașinile prin producția lor ecologică. Zi-mi, te rog, dacă există diferențe între mașinile produse pentru Europa de Est și mașinile produse pentru Europa de Vest. Cred că ai eu răspuns cred singur. Că sunt diferențe. Pe bune? Da, eu cred. De jur. Ce? Păi hai să spun de ce. De exemplu, sub ansamblele cu care sunt produse mașinile mele personale cumpărate de la Volkswagen, nu sunt produse în aceeași țară în care sunt produse mașinile care vin la servis cumpărate din Germania. Adică rulmenții de pe Golf GT sunt made in Turkey. Vine un Golf GT din Germania, nu scrie made in Turkey pe rulmenți, scrie made in Germania. Și atunci cred, la Volkswagen cel puțin, nu știu cum e la BMW, dar la Volkswagen cel puțin era diferență de preț între un Golf 1.480 de cai nou față de un Golf 1.480 de cai în Germania. Era diferență de 4.000 de euro de preț. Iar eu, ca vânzător, la Volkswagen, nu aveam voie să-i vând o mașină unui cetățean nemț. Acum, faza care este? Suntem în Uniunea Europeană. În mod normal, sunt obligat să-i vând, adică n-am cum să nu-i vând. N-ai voie, odată, n-ai voie să te oprească, să vinzi asta, nu e legal. Eu îți spun ce era așa. E cu amendă de cartelă asta. Da, da, da. Odată, doi. Conform legilor Uniunii Europene, eu trebuie să vând aceeași chestie peste tot. N-am voie să fac discriminări. Ok. S-a mai discutat la sucuri, la astea, probabil că e o discuție de rețetă. Știi că era de... discuția asta legată de diferențele la mâncare. A apărut acum o lună pe la știri, ceva sucuri, de genul rețete, ăsta. Dom'le, în Germania costă nu știu cât, untul și are nu știu ce și în România n-are. Asta, bla, bla, bla. Asta cred că e justificată la alimente, poate de unde se producă. Fiecare are o fabrică și poate să schimbe rețeta. Eu cred că, dar la mașini... Eu, odată, legislația Uniunii Europene care nu te lasă să faci asta și, doi, de exemplu, bine, la BMW e simplu. La BMW e simplu, avem o fabrică unde se face un model. E foarte complicat. Ăsta era argumentul celor de la Ford. Nu ai cum. Bă, spun eu că ai cum. Ai cum, dar te costă mai mult decât faci. Nu știu ce să zic. Pentru, deci... Bine, și nici noi nici nu suntem o piață foarte mare. Noi România. Noi România. De Europa de Est. Nu nici Europa, de Est, nici Europa de Est nu e o piață foarte mare pentru BMW. Sunt ferm convins. Acum Volkswagen poate mai altfel. Noi când lucram la Volkswagen și în fiecare an, sfârșit de an, petrecerea din showroom, ai prins petrecerea din showroom de la sfârșit de an? Așa. Și cu doamna directoare care venea acolo și avea un discurs, pe vremuri când mașinile se vindeau, repet,
Se livrau, nu se vindeau. Se livrau, nu se vindeau, iar eu în boxa de livrări, știi, aveam un Golf, un Polo și un Passat și intrau oamenii, familia. Care e a noastră? Zic, aia din stânga. Wow, ce frumos! Zic, doamne, v-ați luat Passat. Zic, n-aveți Polo. Ce frumoasă și asta! Știi, adică nu conta absolut nimic. Da? E, pe vremea aia, doamna directoră la petrecerea de sfârșit de an știa să ne prezinte faptul că nu reprezentăm nimic pentru fabrica Volkswagen din Germania. Adică pe vremea când noi vindeam mașini de rupeam, fabrica a zis, dacă se închide Porsche România, păi, nu simt că s-a închis. Adică Volkswagen vinde cât 6 milioane și în România se vând. Da, în România se vând 20.000 de mașini, deci nu e. De asta e logistic, asta uite că e o linie separată. Nu există lucrul ăsta. Da, nu e o linie separată, e aceeași linie, iar dacă ar exista, s-ar furnizori. Face din subansamble. Da. Problema care mai e la nemți? Nivelul de calitate al pieselor cerute, știi? Un prieten de-al meu, de la... Tot de la fabrică, da. Și eu aveam, când lucram, mai puneau ăștia, bă, vorbește cu ăla să facă mai repede. Eu îl sunam, bă, bag-o mă și tu în față, trei ție, că dă o Fanta, gata mă, o bag acolo. Da, nu există așa. Mai e și chestia asta care poate înțeleasă foarte puțin, nivelul de complexitate foarte mare. Povesteau la Dingolfing, care e cea mai complexă fabrică BMW, nu produce cele mai multe unități, deocamdată. La München? Lâncă. Ăla e al tău, 100%, dar le spun eu. Fii atent, fac nu eu mai sunați, acum. Nu mă mai sunați. Nu mai sunați, pe șerane. Deci fii atent, la München, pentru că sunt ferm convins că foarte mulți oameni... Ură multe, vorbești tu cu el? Da, nu, lasă-l, că îmi zice să te lasă... Răspunde-i, mă, vorbește cu el. Deci fiți atent. Eu vă spun așa. Ești că live. La München, te salutăm din live. Salut, da. Radu, gură multă. Da, zic că ești aici invitat. Uite, le spuneam oamenilor că dacă au ocazia să ajungă la München, poate să viziteze fabrica BMW. E foarte tare de văzut. Ai văzut-o? Unde la? München. Am văzut o parte din ea, da. E, când adică te duci la... Ai și Velt. Păi la Velt, acolo, la BMW Velt, acolo, poți să faci, să iei un tur al fabricii. Știu. E foarte tare de văzut. Despre asta vorbeam, dacă tu crezi că există diferențe între mașinile produse pentru Europa de Est și Europa de Vest, de calitate? Crezi că există diferența asta la mașini noi? Nu știu. Aici sunt... Ce crezi tu? Complexe. Eu personal, eu cred că sunt diferențe. Sheremet nu crede că sunt diferențe, că e foarte complicat să se întâmple chestia asta. Tehnic, dacă ai văzut o bandă de lucru, da, am văzut, de da. Montaj, da. E complicat. Nu e. Săptămâna asta facem pentru Europa de Vest. Nu. Săptămâna asta facem pentru Europa de Vest, săptămâna viitoare facem pentru Europa de Est. E simplu. Doar cutiile cu subansamble le schimbăm, atâta tot. Caroseria rămâne aceeași. Auzi, mă, las să vorbesc. Iartă-mă, frate. Nici măcar nu mai suna pe mine, l-ai sunat pe Sheremet. Iartă-mă. Da, mă, deci teoretic ai putea face, că da, fiecare mașină când intră, mă rog, fiecare caroserie când intră în asamblaj final, are un cărucior al ei, da, care se plimbă după ea cu diverse subansamble. Ai putea să zici că știind de la început după vin pentru ce țară e, pui niște ansambluri de calitate... Da, scăzută. Mai de altă calitate. Calitatea a doua. Dar asta ar însemna din start să-ți mai bați capul iarăși cu o prostie. Și acum dacă ești mulți bani, stai și să 10 la euro la mașină, ori 10 milioane de mașini, să-ți tragi tu niște vile, niște mașini, niște alea, să faci tu o colecție acolo. Știi că era unul, iar nu-ți mai zic, cu pasta de dinți, cu Colgate, nu-ți mai zic. Da, privind studenții indirect, așa, dacă da, te tot rog, ați privind ascultătorii. Ești pe speaker și te aude toată lumea, adică nu-i problemă. Da. Deci ești mai rău decât Dan Diaconescu și mult mai rău, mult mai rău. Ai un invitat, de-aia îl invit, să zică și el ceva acolo. Îl întrerup păi, în continuu, vorbești peste el. A vorbit foarte mult, să știi, că s-a obosit. Știi ce ți-aș propune să faci? Fă o emisiune tu cu tine. Pui două scaune și te miști de pe un scaun pe altul, așa, știi? Pot să fac asta, dar nu vreau, că ține foarte mult. Și poți să iei telefoane în direct atunci. Poți să faci, da. Tot cu tine. Tu ești primul telefon în direct la emisiunea noastră, să știi. O să rămâi în istorie, băi. Rămâi în istorie. Bă, aveam și o treabă serioasă cu Alex, acum vă las să terminați acolo. Nu-l mai țin mult, îți promit că nu-l mai țin mult. Așa, și să nu uite să mă sune. Da, îi aduc eu aminte, stai liniștit, Radu. În rest,
Doamne ajută, da, să vă meargă bine emisiunea, domnul Dan. Mulțumesc. Și doamne, să nu vină domnul Toga Ciumac să vă bage în tomberon. Nu e nicio problemă, vă sun eu din redacție după aia. Nu e problemă. Am numărul, rămâne aici la secretară, la Mariusa. Știi că de obicei la radio, de exemplu, e cu delay, ca să poți să întrerup dacă înjură ăla. Acum puteam să te înjur. Dar poți să faci ce vrei, că să știi că până și Șeremet a înjurat. N-am înjurat, ai zis cu pula. A zis cu pula, să știi. Hai, vă las acolo, hai, nu e ca pula, știi? Că e o mașină care se lasă. Lasă-i tu omul ăla să vorbească, te rugăm din tot sufletul, te faci. Da. Da, mă, dar lasă, las, jur. Să te uiți. Să te uiți că l-am lăsat, jur că l-am lăsat. Bine, mă. Hai, vorbește da, frumos ăsta, să știi, are vorbele la el. Da, hai. Bine, băi, retracție plăcută, să-și pun la treabă. Mersi, mersi. Pa, pa, pa. A intrat în direct el. A intrat el în direct. Da, există o mașină care se numește Pegaso Capula. Pegaso Capula, nu știu. Și știi cum arată. Pe bune, e făcută de spaniol, supercar. Uite, zicea un băiat aici, citisem. Nu e vorba de discriminare, ci de linia de producție care aparține unei anumite zone. În sfârșit, dar la BMW nu e cazul. BMW-ul e așa. De ce se produce și în Turcia sau multe alte mărți, spre exemplu, la cele franțuzești. Faza care este cu... Ce, da, poți, ce poți să spun de la BMW? Ce poți să spui, adică? Ai zis foarte bine. Ce nu poți să spun? Trebuie să te gândești și asta, că există câteva zeci de mii de componente care trebuie integrate pe mașină. Da, mă, eu îți spun așa, ce am văzut la mașina mea, dar putem să facem dacă acum, vrei. Da. Fiat, facem, mergem la BMW România și luăm o mașină nouă din showroom și luăm o mașină nouă din Germania. Le desfacem pe amândouă și vedem sub ansamblu ce scrie pe el. Dacă scrie părul meu diferit, am dreptate. Și dau un judecat. Și poți, ne umplem de bani și tu poți să dai demisia. Și stăm niște vile undeva în Miami. Unde vrei să mergem? Monaco? Să luăm așa. Mergem la Monaco hectare cu mini. Da, ne luăm, nu știu, vreau să facem o extravaganță. Ne luăm, nu știu, facem o casă în formă de mini. Ceva ce n-a făcut nimeni. Să luăm de la BMW, nu știu, câteva sute de miliarde de euro. Putem să, eu cred că putem să facem asta și la mai multe mașini. Eu nu cred. Am văzut la mașina mea și din asta vine greu să cred că pe o mașină produsă în Germania pentru un neamț, rulmenții de la roată sunt produși în Turcia. Dar dacă așa o fi, înseamnă că mă înșel eu. Și nu e nicio problemă. Și farurile au producători diferiți și radiatoarele au producători diferiți chiar, și uite, alternatoarele chiar, au producători chiar diferiți. Făcut uite, curios, chiar am făcut curios. Când lucram la Porsche, când și îți spuneam că am vizitat fabrica BMW de la BMW Velci și așa mai departe, eram fel convins că nu există diferență. Fel convins. Bă, nu există nicio diferență. Înțelegi? Nu există nicio diferență. Dar având mașinile luate de noi și văzând cum se comportă și ce se întâmplă cu materialele în interior și ajungem la subiectul de mașini noi versus second hand. Samsarii români care aduc mașini din Germania luate la 400.000, 500.000 de kilometri și date la 160.000 și mașina în interior și în exterior arată ca și cum ar avea 160.000. Dar vreau să te mai întreb. Te rog, întreabă. Dar e sigur că rulmenții aia pe mașina din Germania era originală? Nu, mașina era a mea, cumpărată din România de la 0 kilometri. Mașina din Germania care a venit era... Poate nu știu, rulmenții. Poate a schimbat între timp. Corect, n-am și de unde să știu, de asta spun. Trebuie luat o mașină de acolo cu mașină de aici, 0 km, care să desfaci și să vezi. E singura variantă prin care poți verifica. Mai e o chestie cu, că și asta, că mașinile de acolo se comportă mai bine și legenda că au drumurile mai bune. Chiar au drumurile mai bune și mașinile trăiesc într-un mediu mult mai bun. Clima mai e alta, nu e pe praf. Pe care am observat-o la mulți clienți din România. Le îngrijesc cu altfel oamenii? Au mai multă grijă. Pentru că sunt mai zgârciți. Ei ca oameni și mult mai bine organizați. Din punctul meu de vedere, respectă mai mult regulile. Nemți. Noi suntem țara lui, se poate și așa, da, mai schimbă acolo. Corect. Corect. Și ajută foarte mult și clima. Îi ajută foarte mult și clima. Îi ajută faptul că autostrăzi și fac foarte mulți kilometri într-un interval de timp foarte scurt. Și atunci una e să faci 200.000 în 10 ani. E vorba de cultură, că dacă ești la mașinile din Italia, o să vezi... Sau Franța, de exemplu, sunt fai de capul lor lovite peste tot. Pe de altă parte, apropo de mașini aduse, tot vin oameni la mine... Da, fabrici diferite, același model. Nu tot, apropo de mașini aduse, tot vin oameni la mine cu... vreau și să-mi iau o mașină, verificăm și mie kilometri și așa. Okay. Și cu anunțuri cu seria de șasiu. Nu avem voie să spunem, trebuie să ducă la dealer.
dar de nu pot să spun că am verificat. Vine la tine la importator, da, sau ce? Nu pot să spun că am verificat, că este, dar pot să spun că din câte s-au verificat, foarte, foarte rar sunt kilometri reali la mașini. Foarte rar sunt kilometri reali, corect. Și am găsit, am văzut mașini care s-au dat kilometri de mai multe ori, adică... Da. A avut 500 de mii, a dat-o la 300, a dat-o la 200, a mai făcut, iar a dat-o la 200, iar a dat-o la... Asta nu e neapărat o problemă, dar faptul că e dispus să falsifice kilometri, poate e dispus să falsifice și alte lucruri. De asta e o mare loterie. Da. Când verifici mașini o mașină de asta, toată lumea verifică și spune dacă e ok. Afară un Volkswagen fără curent de la stația BMW. Da, avem toate mărcile. Este cea mai... Avem aici în față, da. E cea mai folosită stație din România. Puneți o cameră acolo, foto să facă poze. Pac, din 5 minute. Pac, avem, să le postezi pe site. Avem cam 4 alimentări, chiar 5 alimentări pe zi în momentul de față. E cea mai folosită. A fost și mult mediatizată. Mă pricep. Așa. A fost și mult mediatizată, dar e chiar, ai foarte multe stații. Dacă viitorul este electric, Tesla o să aibă un mare avantaj, având infrastructură, mașini, un preț foarte mic, vezi Tesla Model X, parcă 35.000. 35.000 o cumpăr eu, mâine iau motorul și pun pe patrol. Dar nu e 35.000 niciodată, poate 135.000. Discutăm de alte prețuri, 35.000 ar fi superb. Cred că se referă la Model 3, care e 35.000 de dolari. Eu nu cred că e vreo mașină. Prețul de pornire era 35.000 cu incentiv, cu susținerea de la statul american, dar pentru că Tesla a vândut peste 100.000 de mașini electrice, nu mai are subvenția aia. S-a mai schimbat. În fine, e foarte complicat. Da, nu știu dacă o să aibă un avantaj Tesla. Eu nu consider un constructor atât de puternic încât să se ia de guler cu BMW și cu Audi și cu Mercedes în ceea ce privește mașinile electrice sau hibrid sau inovații de genul ăsta, știi ce zic? Nu cred. Pare, pentru că doar asta fac. Când o să fabricile de... Păi stai, produc și... Audi o să treacă full electric. Mai e o chestie. Nu cred că o să treacă apropo de adică asta. Să renunțe la combustie. Toată lumea zice că trebuie să avem hibride electrice să salvăm planeta, da, mă, dar nimeni nu cumpără. Da, asta e mare chestie. Eu îți spun de la, domne, tricou, dă la aveți că facem, nu mai vrem. Așa se întâmplă. Și asta se și vede foarte bine, adică mașinile electrice în momentul de față în lume se vând foarte puternic acolo unde există subvenții puternice. De la stat, corect. De la stat. Și în România există. Și în România încep să se vândă. Bine, e o discuție foarte lungă, dar așa simplificat. Acolo unde nu există subvenții, nu se vând. Acolo unde există subvenții s-au oprit, de exemplu în Hong Kong, dacă nu mă înșel, nu s-au mai vândut dintr-o dată, de la 1000 de mașini pe lună, 0 mașini pe lună electrice. Bine că s-a oprit, a fost șocul ăsta, că era subvenția puternică, s-a oprit brusc. Cum e posibil să se întâmple și la noi și o să fie nasol pentru piață. Se întâmple și la noi. Pe de altă parte, subvențiile au fost foarte bune pentru că odată au încurajat dezvoltarea pieței, au asigurat volume de vânzări care să justifice investiția în astfel de mașini și lucrurile încep să așeze și apar mașini competitive. Ca preț, știi? Da. Noi spunem despre i3 că este cel mai accesibil BMW de pe, din gamă. Adică dacă calculezi costurile de utilizare, pe an, e mai ieftin ca un seria 1. Chiar dacă plătești mai mult la un moment dat. Cred, știi? Cred. De asta lucrurile încep să așeze. E puțin mai complicat că într-adevăr să se vândă. Eu cred că foarte mulți constructori n-au venit cu electrice odată pentru că tehnologia nu era matură. Da. A fost și teoriale conspirațiilor, din punctul meu de vedere, de exemplu, că am avut o mașină electrică la test drive, hibrid de fapt, nu era full electrică, nu sunt suficiente stații Golf. GTE. Ok. Hibrid. Mai e o chestie apropo de asta. Dar nu mai stații. Uite, noi ne-am dus pentru că trebuia să filmăm cu ea și vrem să filmăm. La noi. Nu, n-am știut, jur. Venem, dar n-am știut. Ne-am dus la Mega. Înțelegi? Pentru că vreau să filmăm cu ea electric, nu mai avea... Și nu, am avut cablu, îl pui la încărcat, dar n-am știut că trebuie să te duci la casă, să-ți faci un card, că ai mașină electrică la ei, cu care să-l pui Mega, acolo. Nu te costă asta? Nimic, nu te costă niciun ban, dar trebuie să te duci să dai cu cardul ăla de la ei. Okay. Dacă nu ai cardul, ți încarcă 5 minute. Doar 5 minute, dar nu te anunță, să știi. Am stat o oră Mega degeaba, că am încărcat 5 minute. Noi avem așa, cu experiența cu i3-ul este următoarea. Noi tuturor clienților le sau... Eu, de exemplu, le spun tuturor, vreau să-mi cumpăr mașină electrică. Prima întrebare este, ai unde să-ți încarci acasă? Da, bine, eu acasă cred... se gândesc oamenii că, bă, mi-au prelungitor, trag și mi-au încarc. Poți și... Dacă ești,
La casă mă refer. La casă la poți bloc... să ți... Deci arunci da, brr. La bloc? La bloc. Ioana! Vezi că ți aruncă la 80 de metri. Vezi că vine tare de tot. Și la bloc, la bloc poți să-ți faci, dacă stai la un bloc de ăsta nou și ai locul tău de parcare, poți să-ți pui la o adică. Da, zici că îți tragi, și... tragi un prăjitor acolo. Da, în sfârșit, să zicem. Și asta e prima discuție. Ca să poți să folosești o mașină electrică, trebuie să ai unde să încarci acasă. Tot ce ai peste încărcare, noapte, exact. Tot ce ai încărcare publică, este utilă să-ți crească ție confortul. În sensul că dacă vreau să merg de aici la Sibiu, pot să merg. Adică avem clienți care s-au îndrăgostit atât de mult de i3, încât merg, mai au o mașină, dar ei vor cu i3 să mergă în oraș și în afara orașului. Și fac mergi. Planul și merg până la Sibiu. Durează vreo 3 ore mai mult, dar ei sunt fericiți că se simt bine cu mașina. Da. Dar pentru asta ai nevoie de infrastructura publică. O mașină cu adevărat să o exploatezi și un plug-in hybrid și o electrică, trebuie să te gândești, primul rând, că unde o încarci de acasă. Corect. În România. Corect. În Norvegia, de exemplu, unde statul a băgat că au bani din petrol, culmea, și îi bagă în tot, știți că au, în fine, și sunt stații peste tot, nu-ți mai faci griji. Dar în România, nivelul de stații este foarte bun să deservească situații de urgență, plimbări, chestii de genul ăsta, încărcări ocazionale. Da, noi suntem acum la basic, la... E ok, să știi, adică avem, eu cred că avem peste 1000 de, sub 1000 de mașini electrice în țară. Ok. Și stații, cred că vreo 100. Deci e ok. Dar nu e ok să o încarci zilnic de acolo, că sunt și timpii mari de încărcare, știi? Și nu poți să, vecine, ai terminat de încărcat, că vreau și eu să-mi o pun pe a mea și chestii de genul ăsta. Asta e problema. Cine a intrat? Radu Gura Multă. Nu! Nu vezi, mă, nici aici. Ce? Adi Panciu. Panciule! Panciu! Da, Panciu, da. Motociclistul. Vreau să te mai întreb un lucru. Zi-ne experiența ta cu raliurile astea vechi și omul cu M. Vreau să ne povestești bine de el. Mă, câte ore mai avem? Nu, iată, repede! Faza cu mașinile de epocă. Eu m-am stricat. Eu nu înțelegeam nimic. Pentru mine toate mașinile de epocă arătau la fel, mai ales alea interbelice. Okay. Erau niște chestii dubioase, nu înțelegeam nimic. Da, nici mie nu-mi plac, nici pe mine nu mă pasionează. Văd roțile alea de cântă cu spițe. Vedeam pe unii care se excitau. Da, lasă-mă. Da, așa, știi? Okay. Orgasm. Da. Și am fost la unul dintre cele mai mișto evenimente de genul ăsta din lume. Okay. În Italia, la Cucomo. Și atmosfera e mișto. Până și lui nevastă mea îi place, culmea, care nu mai vrea să mă audă vorbind despre mașini. Okay. Ea organizează excursii să meargă acolo, dacă îți vine să crezi. Da, eu suspectez că și ăla care prezintă e foarte șmecher, arată așa Roger Moore. Cred că și de asta, da, nu știu. Ce deci, zici, Panciu? Dacă schimbă doar mai. Da, așa, bun. Așa. Și de acolo m-am îmbolnăvit eu de chestia asta. Faza este că mașinile vechi nu sunt mașini, sunt povești. Asta e marea șmecherie. Okay, da. Dacă le privești ca povești, ce oameni au suferit, s-au sinucis, s-au trăit, au fost faimoși în mașinile alea, mașinile au mult mai mult valoare. Plus, toate poveștile din jurul creierilor, de exemplu, nu știu, acum că vorbeam de o poveste care am reținut-o de la evenimentul ăsta, Villa d'Este se numește, dacă vreți, ne vedem la anul... Pe la sfârșit de mai în fiecare an, eu de prin ianuarie încep să-mi pregătesc Villa d'Este în fiecare an. Știi că Fiat a făcut mașini sport prin anii 50, care trebuia să concureze cu mașinile americane. Și au văzut că americanii făceau V8-uri tale, puternice, nu știu ce, hai să facem și noi V8-uri. Și a venit unul, Giovanni, pe acolo și a zis, da, nu, nu se poate, e posibil, că toate au V mare pe capotă, V8, e sigur marca înregistrată, nu-i mai zicem V8. Și așa a făcut Fiatul, mare mașină sport, Otto V, 8V, că le-a fost frică să se bată cu americanii și astea sunt poveștile, știi, că ai tot felul de nebunii de genul ăsta. Da. Și atunci mașinile alea sunt mult mai interesante și te apropii, nici nu trebuie să-ți placă mașinile, dar îți plac poveștile. Poveștile lor din spate. Și despre asta e toată nebunia. După care a fost și, am avut norocul, m-a ajutat bunul Dumnezeu, trebuie să avem iconițe aici, așa că am văzut că se poartă, să merg la niște evenimente de genul ăsta și e chestia că lângă povești vine comunitate, stau fiecare, adică băieții ăștia nu au o mașină de genul ăsta, e cum ai și tu. Da. Nu e, e membru de familie, da, știi? Da, și da, dacă da, te întreb de mașina ta, nu te mai și ce este genial la evenimentele astea, gândește-te că sunt mașini de milioane de euro și te duci la tu, care
Cea mai veche mașină a fost Dacia, corect, știi? Și șmecher. Da, pe asta. Dacia acum 1300 mașinări. Și dacă nu-l întrebi, gen, bate bordul sau pui niște întrebări, da, care te arată că înțelegi ceva și poate să vorbească cu tine. Fenomenul, da. Oamenii de... au cea mai mare plăcere să-ți, da, povestească. Și, da, și om cu care nu te atingi, da, de altfel. Corect, corect, și e fascinant să-l vezi pe ăla povestind. Corect. Știi? Și asta e mișto. Personalități? Care au fost acolo. O groază de vedete vin pe acolo, mai nou, la asta Villa d'Este, ce se întâmplă la Lacul Como. Ce mi s-a părut foarte șmecher anul ăsta, a fost Jonathan Ive, designerul de la în juriu, știi? Și sunt actori de Hollywood. Bine, sunt mașini ale actorilor de Hollywood. A fost, bine, Villa d'Este, asta de care zic eu, este, nu știu. Câte mașini sunt acolo? 50, nu e mare. Doar 50? 50-55. Și dar cum sunt, fac ei să le selecteze? Sunt una și una. Adică este titlul... selecția așa, oamenii se înscriu odată și ei selectează. Nu mă interesează. Nu mă... După care știu anumite mașini de pe piață, pe la licitații, invit, pe așa, și le invită ei. Da? Și cam de acolo iese ceva. Dar, de exemplu, Lamborghini Miura. Da? Toată lumea știe, ar trebui să știe de Lamborghini Miura. Aici nu vine Lamborghini Miura. Aici vine, a fost conceptul Lamborghini Miura cu care s-a lansat la salonul de la Geneva. A fost nu știu ce mașină specială pentru nu știu ce băiat și chestii, adică nu sunt mașini de nebun, sunt foarte, foarte speciale. A fost, de exemplu, un Ferrari al lui Steve McQueen și a avut o poveste colosală. Era un Ferrari coupé și povestea așa, a cumpărat-o Steve McQueen, s-a dat ceva cu ea, după care a vândut-o. Următorul care a cumpărat-o, n-a știut cine a avut mașina aia, da, și s-a gândit că lui ar fi plăcut mai mult să fie decapotabilă și a făcut o spider, i-a tăiat acoperișul, la un dealer Ferrari. Dealerul Ferrari a avut prezența de spirit să păstreze acoperișul. 40 de ani mai târziu, un colecționar a cumpărat mașina și a zis, bă, hai să mă gândesc, ce a fost cu istoria mașinii astea, să faci? Și mergând din aproape în aproape și a dat seama că a fost al lui Steve McQueen și a ajuns la dealerul ăla Ferrari și dealerul Ferrari încă mai avea acoperișul. Și povestea cu prezentatorul a fost cea mai bună decizie de business a dealerului respectiv să păstreze acoperișul. Și făcea, gândiți-vă, ochelarii de soare al lui Steve McQueen costă $100,000. Dacă i-am dat acoperișul lui ăla să-și facă mașina. Și aia era mașina lui Steve McQueen restaurată ca cum o avea Steve McQueen. Tare. Sau altă poveste de asta. Jaguar în anii 50 a făcut niște mașini de curse să câștige Le Mans. Și aia a zis prima dată Type C de la Competition. Și este un băiat, se pare, printre mai mulți, care colecționează Jaguaruri vechi din astea anii 50. A, e și lui pasiv. Da. Nu e la sărac, e la mai Dubai, la din asta. Da. Și el a văzut un Jaguar de ăsta Type C care a avusese un accident. Și l-a găsit în hambar doar șasiul. După ce a avusese accident, caroseria s-a vândut, motorul s-a vândut. A zis, eu vreau să restaurez mașina exact matching numbers. Adică să fie toate piesele toate de pe aceeași mașină. Exact. Și din aproape, a găsit caroseria, fusese restaurată și pusă pe o replică de Type C. Și a cumpărat replica să ia caroseria. După care a găsit motorul pe o barcă. Și a cumpărat barca ca să ia motorul. Și când a cumpărat barca, a găsit că nu mai era motorul ăla. Dar îți dai seama ce barcă trebuia să fi fost aia cu motor de mașină de curse din anii 50? Și schimbaseră motorul. Deci a dat mai mult pe risă și, decât pe da, și vânduseră motorul altora care au pus-o pe altă replică de Type C. Și a cumpărat și replica aia ca să ia numai să ia motorul să-l pună pe mașină. Îți dai seama... Omul s-a trezit într-o dimineață, s-a uitat în cont. Bă, să moară măsa... Mi-au mai intrat 50 de milioane, ești prost. Ce fac? Bă, uite, hai să iau un Jaguar de ăsta. Hai să iau un Jaguar de ăsta părțit așa prin lume și să mă apuc eu să-l caut, să-l fac o bucată. Ești de bun? Și domnul John, sunteți oia bună. Cerebel vorbește infinit mai mult ca tine. Bravo, Panciu, dau o bere! Auzi, mai este un eveniment, o expoziție foarte mare de mașini retro undeva tot în Italia, dacă nu mă înșel. Probabil că sunt. Asta cea mai mare e de fapt este Monterey Festival of Speed sau nu, Monterey Speed Week se numește, unde Pebble Beach. Și în Europa mai e Goodwood Festival, Goodwood Revival și Festival of Speed. Dar cum ajungi acolo la cum Villa d'Este? Ca vizitator? Sau nu poți? Poți. Poți. Există două zile, una de șmecheraș
care e 600 de euro biletul, deci nu. A, deci poți dacă vrei. Adică și bilete limitate, ai putea 600 zicem, de euro, da? Dar la ziua de public este, cred că vreo 15 euro biletul. Deci singurul dezavantaj e că în Italia am prezentarea, dar face același Roger Moore, deci e ok și pentru neveste. Uh-huh. Și atmosfera e foarte mișto pentru italieni, adică i-am văzut pe italieni, nu știu dacă știți povestea lui BMW M1, e făcut de Giugiaro. Desenat. Și italienul, niște moșuleți, dar ăștia, cum ai vedea noi niște moșuleți de pe stradă, veneau de la Prozar, știi? Și lângă un M1 la, veneau la vila de-astea. Hey, Giugiaro, ecco! Vede că e design italian, la, era... Adică sunt, când se prezintă mașini, e o tribună mare, când se prezintă un Alfa Romeo, un Ferrari de la... Ceva italian. La, oftează, zici că a dat Italia gol, așa e atmosfera. E mine, băi, deci tare trăiești rău prin ei asta, tare, știi, toți, dar oftează, de la dramatic, da, da, și da, sunt și prezentate. Este... Ratare, lume, știi? Nu, e oftat, leșină femeile prin public. Și bine, și tipul care le prezintă, de exemplu, eu Alfa 330 Stradale, care este o mașină în anii 60, au făcut mașină care mergea la Le Mans și au matriculată de stradă și luați-o fraierilor. Nu știu, 3,3 litri, 400 de cai, ceva de genul ăsta în anii 60. Ceva. Sau 300 și ceva de cai. Și aia a fost prezentată și un singur cuvânt o definește. Beautiful. Deci bun. Chestii, bășini din... chestii din astea așa sunt. E da, mă, dar foarte bune. Mișto. E foarte mișto toată asta. Zine cu nenea de la M pe care l-ai cunoscut. Nenea de la M. Era era așa pe toamnă. Deci nu pot să nu zic așa povestea. Deci este unul dintre cei mai incredibili oameni din lume pe care am cunoscut din toată istoria. De asta cumva nebunia lui s-a ocupat de mașini. De ce e incredibil? Deci băiatul era tatălui avea un dealership de mașini prin anii 50, nu second, aduse din Germania. Așa. Nu mi-ți dați înapoi, se ocupa de acolo pe mașina. Era Borgfart și Isabella, Borgfart și Lloyd se numeau. Lloyd erau mărci germane care au dispărut, deci foarte de succes dealership-ul, probabil. El vrea să dea la curse. Se pare și normal. Că a trăit între mașini. Problema lui e că Fraxul avusese un accident la curse și nu-l lăsau. Și atunci a făcut școala profesională de mecanic. Ca să vă dați seama de unde a început, școala profesională de mecanic, nu putea să dea la curse, a făcut cel mai bun lucru pe care nu putea să-l fac. S-a dus la Porsche la fabrică și a zis, eu vreau să mă fac mecanic de curse, la 18 ani. Și ăștia au zis, băiat, curajos, te angajăm, l-a făcut mecanic de tractoare. Corect. După 7-8 luni... Te faci ce vrei tu, ce tu când ai venit aici ai zis, băi, eu vreau la PR. Haide mă, treci aici la... la PR? Acum treci aici și comandă mașini în fabricație, bagă opționale, XZ cu CI, merge ai cu... Ai suferit la din asta. Da, el așa a început. Când a împlinit 22 de ani și a putut să dea la curse singur, s-a dat la curse fără aprobarea părinților sau 21, s-a început să dea la curse. Încet, încet, pentru că avea și pregătire de la Porsche, după vreo 7-8 luni s-a ocupat de mașini de curse, încet, încet a început să facă tot felul de chestii. A avut o companie proprie în care pregătea mașini de curse. A lucrat pentru Volvo Germania, a fost și pilot și mecanic la ei și lucrurile se mergeau destul de bine și la un moment dat a prins o oportunitate foarte mișto cu Porsche. L-au luat în seamă și a început să fie pilot de uzină Porsche. Și un pilot... Nu era fraier. Nu. Păi că știa și cu mașina, nu era cu mașina, doar pe mecanică. Și ca să-ți dai seama, pentru mine, cea mai... mergeam cursele de anturanță, de-astea, Le Mans, Daytona, pentru băieți. Ca să-ți dai seama cât de șmecher este, cel mai bun an al lui a câștigat cursa de 24 de ore de la Daytona, după ce avusese un accident în antrenament, în... cu o lună înainte în antrenamentele oficiale, ca să zic așa, în care era să omoară. El s-a întors acolo și a câștigat. Asta. A mai ieșit pe niște curse destul de bine și la Le Mans, în anul ăla... Da, eu mă uit aici să văd ce se întâmplă. Câți au adormit? Așa? Să văd dacă mai dau... Da. La Le Mans, în anul, cursa de 24 de ore de la Le Mans în anul ăla, din cauza unor probleme sociale în Franța, s-a mutat în septembrie. Asta a însemnat că a fost sezonul ploios și noaptea foarte lungă. Ghiși cum ce-au pățit ei cu mașina. Li s-a stricat alternatorul și au mers toată cursa, fără faruri și fără ștergător, pe ploaie. Și au terminat pe locul 3.
Deci ăsta știa cu mașina. E, dar tot în anul ăla a venit la el Ford Germania și a zis, boss, noi vrem să ne facem divizie de motorsport, că Ford avea divizie în UK pe rally și noi vrem să facem și noi ceva. Nu știi pe cineva... Avem niște bani, da. Avem niște bugete. Da, nu știi pe cineva care să se bage și a zis el... Stai mă puțin, că eu mecanic, eu asta auzi, mă bag eu. Auzi, enciclopedie. Nene, asta e enciclopedie. Nu. Secretul meu e că prezint niște lucruri cu atâta încredere, că poți să orice te cred în toată lumea, da. Asta. Nu, zi, asta. Așa, bun. Așa. Și-a făcut? Și-a făcut divizia Ford Motorsport Germania, unde a făcut Ford Capri, care bătea de rupea, snopea E9-le pe circuit la BMW. Și-a venit și-a zis, băi, de ce ne batem o Ford? Ei, zici lui Emanuel, în ultimul episod, că un E9 am făcut. Cu Interceptor? Da, da, cu Interceptor, da. Da. Și zice, îți dai seama, s-a usat la BMW și zice, bă, de ce ne bate ăștia cu Ford-ul, mă, că Ford-ul e de căcat, să mă, da. Știi? Adică, știi, s-a dat ăla, îți dai seama că, știi? Eu sunt fel convins că așa au vorbit, bă, coi, bă, coi, băi, șereme, de ce ne bate ăștia, mă, cu Ford-ul, că-s de căcat, să? Păi uite, băi, unul acolo care le face, cine, mă, ăla le face mașină, da? Ia vină cu acel, băi, ia vină cu acel, câți bani vrei? Păi stai, domnule, că eu sunt cu Ford, băi, nu-ți place Ford, îți place BMW, mă, spun eu. Băi, cam așa, cam așa, Ford. Fără coaie și... Așa, fără coaie. Nu, că e isic cu isic bol sau da, în germană. În germană, coaie. Da, așa. Așa, zi. Și l-a luat de la Ford, bănuiesc. L-a luat de la Ford, dar ce i-a zis? Fii atent, ca să... Cum l-au convins să vină? Vin, ne faci divizie de motorsport, ești șeful diviziei, ai bugetul tău și faci ce vrei tu. Noi nu, pe noi nu ne interesează decât să ne faci imagine. Când iese alpine... Să fie treabă. Și dacă tu faci bani în plus, sunt banii tăi. Cu faci alte chestii. E, ce-a făcut la BMW? A modificat E9-le și în 6 luni de zile a bătut Ford-ul. Și a fost o chestie genială. Toată lumea știe ăla 3.0 CSL, Bet, sau căutați 3.0 CSL, Batmobile. El agresiv, aerodinamic, eleron. Avea un eleron foarte mare. A fost la Sinaia, gen. Da, ăla. Avea un eleron foarte mare. Povestea eleronului e așa. Ca să merg cu mașina la curse, trebuia să o vând publicului nu știu câte sute de exemplare ca să o omologhez. Ca să omologhez, da, corect. Eleronul era ilegal în Germania. Ce-a făcut Nerpaș? Toate lucrurile sunt ilegale în Germania. Ce-a făcut Nerpaș? Au voie fără limită de viteză, dar nu fără te-ai ieșit vreodată atât. Nu, da. Povestea cu eleronul e alta, că ei ziceau că îți obturează vederea, e foarte mișto. Da, aveau ei o explicație. Apropo, la Villa d'Este a venit prima mașină cu eleron din lume, de curse. Prima mașină cu eleron? Da. De care curse? Mașină? Un Porsche 550 Spyder, ceva de genul. Okay. Și când toți râdeau de el și când a început să-i bată, au început să se plângă. Păi stai că din cauza eleronului nu mai văd de tine. Vedem, da, și da. L-au descalificat. Așa. E, eleronul era ilegal în... Bă, ce căcaș, bă, peste tău, ca jandarmi, da. Era un jandarmerie, ești, bă. Și în Germania, jandarmeria nu te lăsa cu eleron. Da, corect. Ce a făcut băiatul? A vândut eleronul în portbagaj cu kit de instalare, pe propria răspundere. Da. Și pentru că el vindea eleronul cu kit de instalare în portbagaj, a putut să-l pună pe mașina de curse, că nimeni nu s-a gândit că eu poate vând o mașină... El n-are voie pe stradă, dar pe circuit avea voie cu eleronul, vezi, doamne, și atunci din cauza asta e unul la unul cu mașina, nu, doar că pe aia nu vine nimeni montat. Corect. Da. S-a gândit bine. Și a făcut o groază de idei, a avut o groază de idei de genul ăsta. În fine, pe scurt, ce a făcut la BMW? A făcut 3.0 CSL, care a rupt perioada respectivă. După 3.0 CSL a apărut E21, care toată lumea strâmba din nas că nu e așa de sportiv și a zis, facem noi curse cu el băieți. Și au făcut în vreo 8 săptămâni, ceva de genul ăsta, 320 de grupa 5 cu care s-au dat. Dar au zis, ca să ne bage lumea în seamă, trebuie să facem ceva deosebit, nu e suficient să câștigăm. Și au făcut prima echipă de juniori din motorsport serioasă. Și toți au nebunit, cum adică îi puneți pe aia de 19 ani da. Să meargă cu mașini de 500 de cai. Și prima cursă a câștigat un junior, că ăștia erau atât de pornit. Da, da, da. Și toată lumea a nebunit. Era vremea cu, știi, cu Rush, cu piloții care erau cu fete, cu, da, cu băutură. El a piloții, zis, în general. Despre, el a zis că nu se poate așa, noi suntem sportivi. A vorbit cu facultăți de sport din Germania și a făcut prima dată program de pregătire psihologică, cum se numește, și fizică pentru sportivi, pentru piloți. Nu exista... N-aveam niciodată, el povestea, meu, beau, el povestea, se urcau mașina, plecau acasă, dormeau, plecau, știi? Nu exista...
Ca și sport. Asta el, el povestea că avea probleme când ploua, îl durea capul și prietenii înainte de cursă, prietenii zicea, băi, și tu o bere să te relaxezi. Corect. Asta era nivelul, păi, de, da, pregătire. Normal. Da, 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 da. Îți mai dădea și curaj, da, știi? A mai fost o chestie genială, partea de art cars. Nu știu dacă știi treaba asta. Alea cu desenate, artiști, da. Și partea genială este că e așa, era un, un tip care avea o casă de licitații, un francez, și a zis, bă, mie îmi place să mă dau la curse, m-aș da la Lema, că e șmecherie să mă dau la Lema. Cum agici, fac, cum... follower. Da. Fac follower, boss, mă dau la Lema. Așa, dacă era... Și cum fac eu să mă dau la Lema? Știu. Vorbesc cu mare artist să-mi picteze mașina și găsesc eu un producător să, să-mi dea mașină, să-mi și facă echipă. Și prima dată s-a dus la un producător francez. Și ăsta e și tâmpit. Da. Merdă! Nu se pare! Merdă! Afară! Și după aia a zis Jean Todt, care era pe felie așa cu el, a zis, știu eu, un băiat nebun care se bagă chestia asta. Era 1975, BMW tocmai se retrăsese de la Le Mans pentru că aveau victorii în clasă, dar și-au dat seama că nu vorbește nimeni de tine dacă ai victorii în clasă. Pentru ăsta s-au întors la Le Mans. Și de atunci chestia asta a explodat și ultimele art car-uri s-au făcut anul trecut, de exemplu. Se tot fac, sunt 19 în total. Și o chestie, o asociere de-astea foarte... Am avut pe Andy Warhol, care este cel mai, unul dintre cei mai tari artiști ai secolului ăsta, care a pictat o mașină. Sunt mulți artiști foarte mari, Jeff Koons... Scrie cineva acolo că a scris și Gură Multă un articol în... În catalog. Racing Wheels, da. Și Gură Multă a scris povestea asta. E bine, omul a făcut foarte multe chestii la BMW, la, da, la, inclusiv M1. Și M1 trebuia să fie, asta e, uite, o chestie foarte... M1 a fost primul M. Și de-aia și numele. A fost, okay, M Motorsport, trebuie să facem o mașină Motorsport, cum îi zicem, noastră, M1. A noastră, da. Că l-a întrebat cineva de unde numele. Mi se pare firesc. M1. Bun, da. Următoarea generație trebuia să numească M2. Da. Și dar n-a fost să fie. N-a fost să fie. Și faza care era? Ca să merg la curse, 30 CSL de stradă costa vreo 60.000 de mărci, mașina de curse costa vreo 300 și ceva de mii de mărci. Eu am făcut o mașină de care, în care să investească foarte puțin, să o aducă la nivel de competiție. Ceva de genul, mașina nouă costa 100.000 de mărci, mașina de curse 150.000. Deci făceau competiția, da, mult mai accesibilă. Okay. Sau programul, da, de competiție. Da. Asta a fost ideea din spate. Problema este că BMW s-a concentrat pe Formula 1, a intrat în Formula 1, tot cu un proiect al lui Nerpaci, ăsta de care l-am cunoscut. Da. E o poveste și mai întortocheată și mai lungă. Și au renunțat la gama asta M. M. Cât de cât. Și a intrat puțin în umbră. Și după aia au început cu M5, care și el are o legendă colosală. A, omul a mai rămas acolo? Nu, a plecat, s-a certat că el vrea Formula 1. Toată viața el a căutat Formula 1. Okay. Toată viața a pornit de la zero cu proiecte noi. De exemplu, a făcut un proiect de Formula 1 care a căzut, dar tot ce a construit el a devenit proiectul BMW de Formula 1 și singura campionat pe care BMW l-a câștigat cu proiectul ăsta. A fost un fel de bowlers. Păi de ce n-a ajuns el acolo, la departamentul BMW de la Formula 1? Pentru că plecase de la BMW și el a construit o chestie cu motorul BMW de Formula, pentru monopost de Formula 1, echipa Brabham, și a ieșit scandal că s-au supărat inginerii BMW de motoare, cum adică să dăm motorul nostru să participe altcineva cu el. Și a căzut tot proiectul și după aia l-a recuperat BMW și l-a băgat în, cu mai echipa Brabham. Mai zic una legată de BMW și Formula 1, cum că... anumite mașini erau chemate în serviciu pentru revizii sau anumite probleme de garanție mici și li se lua motorul, li se schimba motorul, li se punea un motor nou pentru că aveau nevoie, au constatat ei că blocul ăla de motor, dacă îl lasă în ploaie nu știu cât timp, și așa poate să facă asta, din el un motor era, de Formula 1. Asta era în anii 80, motoarele erau din fontă. Ce știu eu, că se foloseau blocuri motor... Uzate. Da, dacă treceau de nu știu câți aveau kilometri, știu înseamnă că rezistă și... Mai nu mai, că cât să ne mai strângem? Aveau nu știu ce... Dar bine, erau motoare de 1,5 litri și turbo, șeful de motoare... Turbo și 1700 de cai. Sau ceva, că l-a întrebat pe șeful de motoare cât cai are. Și a zis, nu știu, cum cu aia nu știi, ești nebun? Da, da. Și a zis, nu știu, pentru că din dyno-ul nostru nu ducea mai mult de 1400 și... Era aici, peste. Merge peste. În calificări. În curse aveau mai puțin. Nu știe nimeni. Da. Deci. Și stai să vezi, stai că n-am terminat. Ceva. Eu te las, eu citesc. Dați eu cafea lui Daniel. Da, cu ce faci? Uite, beau apă.
El a plecat de la BMW. O vreme a fost un fel de, știi, Bowler serialul? Cu impresarul sportiv, management. Făcea impresariat și management sportiv. El. Pentru o firmă mare din UK, a pornit iar de la zero, le-a făcut birou pe Germania. La firma aia mare din UK, i-a adus pe Senna și pe Prost. Nu pe Prost, băiatul Prost, da, ci pe Alain Prost. Da. El i-a adus să fie manageuiți de firma asta. El a adus golful profesionist în Germania. A făcut o groază de competiții și a început să lucreze cu Sauber. Sauber a început să colaboreze cu Mercedes și i-a luat Mercedes să fie șeful Mercedes Motorsport, pentru că Mercedes a avut un accident nasol în 55 la Le Mans și s-au luat-o mai ușor cu... Mm-hmm. Au murit vreo 100 de oameni atunci. Mm-hmm. Și au zis, după ce am omorât atâția oameni în Franța, mai omorâm iarăși după război, hai să ne oprim. Mm-hmm. Și l-au luat să pună din nou programul Mercedes pe picioare, să ducă Mercedes în Formula 1. Ce a făcut? A făcut un program de anduranță, de mers la curse de 24 de ore, care trebuia să pregătească motoarele, totul pentru Formula 1. A câștigat Le Mans fără nicio problemă, a rupt și a făcut și un program de juniori la Mercedes. La Mercedes, că asta știa să fac. Și ghiși cine era în programul de juniori? Și omul care... Schumacher. Da. Și el l-a pus în... l-a dus unde s-a lansat, înainte de Benetton, a fost Schumacher, în fine, el l-a mutat de la o echipă la alta până când el a devenit campion mondial. Și proiectul... Și omul trește. Asta e cel mai de Schumacher tare. Vorbesc. Nu, da, putem să spunem că și Schumacher trăiește. Omul trăiește. E o chestie foarte interesantă în vest. De exemplu, vorbeam cu ziariștii din afară și ziceau tot, știm de el, am vorbit... Toată lumea a povestit de el până în anii 90, cât a fost el activ. Și cumva ei au trăit chestiile astea și pentru ei nu e nimic wow. Da. Și nu găsești nimic despre el, pentru că despre el s-a scris până în anii 90 și totul s-a oprit. Și nu e nimic pe internet de atunci, că nimeni nu-și pune articolele. Scrie, apucă-te și pune pe Wikipedia. Păi uite, a pus gură multă. Să pune și pe Wikipedia. Spune-le că este și un film pe baza asta. Bine, e documentarul. Voi nu l-aveți? Nu l-am văzut. Nu l-ați văzut? Nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Este documentarul. Și este limba. Acum se livrează cu limba română. Pe Vimeo, da? Se livrează video on demand. Poți să-ți plătești ca să vezi filme și poți să vezi documentarul ăsta, se numește Adrenalin. Este povestea BMW în campionatele de turisme. Și apare mult și mult nerpaș aici, dar e foarte tare povestea, că e tot așa, e pe oameni. Am câștigat atâtea curse sau am... Sunt și chestii random. De exemplu, a fost o cursă de DTM în 91, parcă. A ieșit un pilot BMW pe locul 3, dar a terminat într-un mod colosal, răsturnat. Și povestesc despre asta. Nu contează ce s-a întâmplat în campionat. Nici nu povestesc ce a făcut BMW. Nu mai zice nimeni nimic, au adormit. Panciu, întreabă Maria de ce vorbiți așa urât. Daniel, de ce vorbești așa? Deci, o văd. Dar de ce vorbești așa? Panciu! Daniel. Panciu! Bă, e foarte tare, sunt ferm convins. Eu am văzut acolo mesaje, am tras cu ochiul, ca să zic așa, și oamenii au fost foarte încântați. Îmi cer scuze. Jur. Povestea e foarte mișto. Ți-a plăcut, Dobrescu? Ți-a plăcut? Da, ai stat acolo în spate, ți-a convenit? Mai facem. Da, sunt tari. Poveștile astea din istoria auto, pentru că suntem pasionați de mașini, mie personal mi se par foarte mișto. Dacă mai facem, sau vă spun acum. Ce povestea mea preferată din industria auto e cu Audi. Aia o facem data viitoare. Ok. Ca să nu zică lumea că e doar cu BMW și să așa. Să rămân acum pentru BMW și data viitoare nu mai facem așa la birou. Facem un weekend când ești liber. La Țiriac. Facem la Țiriac ca niște boși acolo și punem. Da, și chemăm și zicem, Ioana, adu mașina. Trage-o, ia adu pe aia, mă, că știu eu că ai tu una în spate aia care a fost la curse în 68. Știu eu, de s-a dat ăla peste cap și a tăiat plafon. Da, foarte tare. Foarte tare și putem să... Da, putem să... Vă fac și interiorul? Putem să mergem acolo, că n-am fost, dar trebuie să luăm aprobări să filmăm, că nu cred că ne lasă așa... Și campile. Sună-l pe Ionuț. Bun. Mersi frumos. Și pentru șepci, și pentru povești. Nu știu ce a fost în capul vostru. Și nu, mie mi se pare foarte tare ce am făcut, jur. Chiar mi se pare foarte tare. Și... Îl invităm la live-ul din iarnă? Da, putem. Da, acolo e golăneală. Acolo ai grijă că i-a pus mâna pe tine. E drăguță. I-a pus mâna pe tine. Hai, faceți voi mânuță ceva. Am făcut mânuță la toată. Da, eu vreau să fac altă mânuță. Da, fiecare cu mânuța lui, frate.